Frați și surori, bine ați venit la Minecraft tabăra de vară. Frați și surori, vreau să vă spun că sunt foarte, foarte fericit. Ei bine, băieți și fete, după cum știți și bănuiesc că efectiv toată planeta știe, fraților, acum câteva zile a început oficial vacanța de vară. Toți am luat vacanță de la școală și efectiv nu o să mai trebuiască să ne apropiem de locul ăla blestemat pentru luni de zile. Însă eu, băieți și fete, v-am pregătit o surpriză foarte, foarte mare. Ei bine, mi-am luat cei mai buni prieteni și totodată mi-am luat colegii împreună cu mine și am plecat în tabăra de vară. Ei bine, fraților, după cum puteți vedea în momentul de față, mă aflu într-o stație de autobuz alături de Alex, Ovidiu, Matei, colegii de-ai mei, efectiv toată lumea, pentru că, boys, am plecat într-o tabără specială de vară. Ei bine, boys, tabăra asta este foarte, foarte specială, deoarece ține toată vara, adică o să ne întoarcem la finalul lui august acasă și, după cum puteți vedea, boys, suntem într-un oraș foarte, foarte mare, pentru că despre asta e tabăra asta. Suntem în orașul Lensville sau ceva de genul. Am ajuns aici și o să fie ceva foarte, foarte interesant. Ideea e că sunt cu Alex, Ovidiu, Matei, toți băieții și urmează să ne ducem la cazarea noastră. Ne-am oprit aici pentru că am mers cu autobuzul. Vedeți, suntem în stația de autobuz și orașul ăsta, boys, este foarte, foarte mare și are foarte multe chestii pe care le putem face totodată pe parcursul acestei călătorii ale noastre, pe parcursul taberei de vară. Însă până atunci, boys, hai să vorbim și eu cu băieții mei, să vedem cum se simte că am ajuns în sfârșit în tabăra de vară. Alex, frățioru, cum te simți, băi, după atâtea chestii care ni s-au întâmplat, am ajuns și noi să ne distrăm undeva, practic, știi ce zic? Frate Mario, sunt așa de fericit. După toate chestiile pe care le-am trăit în orașul ăla de căcat, merităm și noi puțină relaxare. Tabăra asta ține toată vara și orașul ăsta e gigantic. Abia aștept să văd ce ne așteaptă. Apropo, de astăzi nu mai ești colegul meu de bancă, ci ești colegul meu de cameră. Abia aștept. Hopa! O să stau în cameră cu tine, Alex. Ovidiu, frățelu, tu ce zici, mă, că nu prea te-am auzit așa, parcă ești puțin tăcut. Frate, îmi place aici, nu mă înțelege greșit. Sunt cu persoane pe care le cunosc, e ok, dar am o nedumerire. Hopa! Ovidiu, frățior, ce nedumerire ai, frate? Cine e profesoara care o să fie cu noi toată excursia? Profesoara Ardeleanu? Ah, da, băi, sunteți, nu v-am zis. Ideea e că noi suntem aici, nu suntem de capul nostru. Logic că n-am venit noi singuri, așa, nu știu ce oraș, așa, tabăra de vară. Ideea e că mai suntem cu o profesoară. Este vorba de profesoara Ardeleanu. Vedeți că e acolo în autobuz. Și na, ideea e că n-am mai văzut-o nicio până acum. Însă o să fie supraveghetorul nostru. Cine e profesorul care conduce tabăra, într-un fel. Îmi sună destul de ciudat. Nu am văzut-o niciodată la noi în școală și acum brusc vine cu noi în tabără toată vara. Bro, nu știu ce să zic. Dar poate sunt eu paranoic. Bă, frate, o fi de zi să nu mai avem frică. Ia stați, ven, că o să mă duc eu și o să o întreb pe doamna Ardeleanu, pe profesoara Ardeleanu, care-i treaba cu ea. Fiți atenți, stați aici, băieți, că revin imediat. Uite și pe Matei. Salut, bă, Matei, frățioru, ce zici, bă? Salut, Mario, să-i spui lui Ovidiu că suntem colegi de cameră. Auzi, bă, Ovidiu, ești coleg de cameră cu Matei și probabil stăm fix lângă voi. Abia aștept să înceapă excursia, trebuie să ne anunțe doamna Ardeleanu care este prima activitate. Hopa! Ok, boys, de astăzi că o să mă urc eu aici în autobuz. Uitați acolo pe profesoara Ardeleanu. Salut, frățiorul, salut, salut, surea, salut. Bună ziua, doamna Ardeleanu. Îmi pare rău dacă sunt așa puțin cam direct, însă eu cu colegii mei nu v-am mai văzut până acum niciodată la noi în școală. Na, și având în vedere că urmează să petrecem 3 luni din viață împreună, adică o să stați aici cu noi, aș vrea să îmi spuneți și mie care e treaba cu dumneavoastră, că nu v-am mai văzut până acum. Salut, Marius. What? Salut, Marius, de unde știi cum mă cheamă, boys? Ok, probabil are tabelul cu toți copiii de aici, deci nu-i mare chestie. Nu-i nicio problemă, înțeleg că vrei să mă cunoști mai bine. Probabil nu m-ai văzut pentru că eu predau psihologie și în general sunt plecată la alte școli sau la clase mai mari. Ah, am înțeles. O să ne cunoaștem toți pe parcursul taberei, o să vezi, o să-ți placă maxim. Dar acum, cheamă pe toată lumea în autobuz, te rog, deoarece mergem la locul unde suntem cazați. Ok, am înțeles, ok, pe aici să chem pe toată lumea. Haideți, băi, toată lumea în autobuz. Frații mei, efectiv tabăra asta merge din ce în ce mai bine. După cum puteți vedea, boys, mă aflu cu Alex într-un loc. Ideea e că știți că mi-a zis Alex la început că o să fiu colegul lui de cameră. Însă, fraților, nu o să fiu colegul lui Alex de cameră. O să fiu colegul lui Alex de...
casă, boys. Uitați-vă la chestia asta. Deci, efectiv, sunt niște căsuțe. Aici suntem noi, Cazea Gen. Sunt aceste căsuțe. Sunt foarte, foarte multe căsuțe pe acolo. Vedeți că Ovidiu și Matei sunt vecinii noștri. Și aici stau câte două persoane. Bro, mamă, câte mișto e. Efectiv, e prea tare, man. Mă, mă, sunt așa de fericit și sunt aici cu Alex. Acum, boys, ca să vă fac așa, hai să vă fac un tur al casei. Deci, ideea e că intrăm aici, avem televizorul, toate alea. Este o măsuță, efectiv, tot ce trebuie. Aici, în spate, avem curtea, nu? Adică, na, nu prea avem noi ce să punem în curte și loc de asta de parcat, că n-avem mașină. Însă tot e bine, putem să ne aducem bicicletele. Aici avem baia, boys, și aici, mergi, stați două secunde, avem o cameră cu un pat foarte, foarte mare. Aici o să stau eu cu Alex. Ideea e că, băi, avem un pat și o canapea. Deci, practic, cineva o să trebuia să stea pe canapea și asta îmi spune că tu o să fie ăla, Alex. Știi ce zic? Wow, cât de tare tu realizezi. Avem o casă doar pentru noi și pe lângă asta, Matei și Ovidiu sunt vecinii noștri. Facem curândul pe canapea, tu primul, bro. Bro, deja am zis că tu ești primul pe canapea și zic, nu mai fă de asta. Boi, hai să mergem și la Matei și la Ovidiu să vedem care e treaba cu ei. Mamă, și totodată, boi, stai să întreb, știți că mi-a zis Matei sau ceva de genul, că... Mi-a zis că profesor Ardeleanu o să ne zică care e prima activitate din tabăra asta, gen unde o să mergem și ce o să facem. E foarte, foarte mișto, urmează să aflăm. Salut, bă, Ovidiu, frățioru, cum ți se pare casa, știi ce zic? Și știi cumva care e prima activitate, gen ce o să facem? Marius, tu vezi cât de tare e chestia asta? Uite-te la casa asta, acum fac niște poze să le trimit acasă. Epic, pe bune. Și nu știu ce facem astăzi, am auzit ceva de piscină sau mergem la mare. Întreabă-l pe Matei înăuntru, el mi-a spus, hopa... Mergem la piscină, bro? Mamă, cât de mișto am așa să la piscină. Ok, să vedem care-i treaba. Mă, uitați-vă. A, casa lor, boys, e la fel ca a noastră, nu? Adică toate sunt identice, da, probabil, da. Vedeți că nu e nimic prea special aici. Salut, frățiorul Matei. Ideea e că m-a trimis... Mamă, ce mișto, boys, avem mare oglindă. Ideea e că m-a trimis o video aici să te întreb în legătură cu activitățile. Cumva o să mergem la piscină. Marius a spus profesor Ardeleanu că în două ore mergem la o plimbare pe plajă și după mergem la piscină. Adică nu sunt sigur dacă mergem la piscină sau nu, dar știu că ne plimbăm peste două ore. Băi, dacă nu e sigur, ia stai, o să mă duc să o întreb direct pe ea. Știi, zic că doamna Ardeleanu, uitați, stă fix acolo, boys. Stă în casele astea. Mamă, dar stai, parcă casele astea sunt mai mișto decât ale noastre, bro. Mamă, bă, casa asta e mai mișto ca a noastră, man. Ia, de ce stă aici, bro? Și mai stă și singură. Ok, o să dau buzna. Bună ziua, doamna Ardeleanu, îmi pare rău că am intrat așa peste dumneavoastră, însă aș vrea să vă întreb ceva în legătură cu tabăra. Care este prima activitate pe care o să o facem? Mamă, pui, bă, voi vedeți? Bă, de ce are casa așa mișto? Mamă, cât de mișto e casa asta, e mult mai mișto ca a noastră, bro. Băi, mult mai mișto, nu-i corect. Cam nepoliticos, elevule, să intri așa în casa mea. Da, în două ore mergem la mare și după mergem la piscină. Să vă luați slip de baie. Ok, băi, fiți atenți ce am analizat. Băi, e ceva destul de ciudat. Stați, mulțumesc, o să le zic la colegi. Băi, e ceva destul de ciudat la profesoara asta Ardeleanu. Voi ați observat că, băi, e profesoară, man, nu știe să vorbească? Adică, bro, cum adică în două ore mergem la mare și la piscină? Și cine ne-a zis? Acum trebuie să mă duc eu să zic la toată lumea. Dacă nu veneam eu și o întrebam, ce, nu știa nimeni? Adică nu anunță pe nimeni, numai cu Matei vorbește sau pabarna în care-i treaba. Ideea e că, bă, eu pe autobuz împreună, ce credeam pe autocar cu Alex și cu băieții, chiar am fost atenți și nu a zis absolut nimica. În fine, boys, mi se pare destul de ciudat. Acum, na, nu știu, mi se pare cam împiedicată profesoara Ardeleanu, adică e vai de capul ei. Așa că o să zic la băieți că, na, o să mergem la o plimbare pe plajă și vă zic și eu la Corea să vedem ce o să se mai întâmple acolo, să vedem cum e piscina și toate alea. Băi și fete, toată lumea se simte bine pentru că în momentul de față suntem la piscină. Vedeți că na, sunt mai mulți oameni aici pe care noi cunoaștem. Însă ideea e că suntem la piscină și urmează să facem o baie foarte, foarte mișto. Vedeți că încă nu ne-am îmbrăcat în slip și n-a sărit nimeni în piscină. Însă urmează să facem chestia asta. Alex, frățerul, ce părere ai de piscina asta? Marius, e prea tare tabăra asta, dar stai liniștit că ziua de astăzi nu s-a terminat. Ovidiu mi-a zis un lucru care o să te bucure maxim. Nu vreau să stic surpriza, du-te la el să-ți spună. Hopa! Hopa, ce lucru, boi, ce lucru poate să... Mamă, uite-vă, boi, cât de mișto e asta. Efectiv, suntem pe malul mării, mamă, și acolo e ceva. Mamă, băi, prea epică treaba asta. Ovidiu, frățiorul, mi-a trimis arecică să-mi zici ceva, o surpriză. Marius, lasă-mă să mă bucur de piscină. A, ți-a spus Alex, nu e mare chestie, dar tabăra asta nu suntem singuri. Diseară o să mai ajungă niște copii de la altă școală din alt oraș.
o să ne împrietenim cu ei, abia aștept. What, man, ok. Deci o să vină mai mulți copii, bro. O să ne facem prieteni noi. Ok, frate, după, băi, eu o să mă bag aici la piscină cu băieții și o să vă țin la curent cu ce se întâmplă seara când o să vină copiii aia. Mamă, cât de mișto, bro. Frași și surori, după câteva ore de bălăcit la piscină, am ajuns și noi într-un final acasă. Însă, fiți atenți, boys, că nu am ajuns doar noi, am mai ajuns cineva în casa de lângă noi, boys, sunt niște copii de ăștia noi, care nu sunt de la noi din școală, gen, sunt 100% din alt oraș. Vedeți acolo pe Joshua, Daniela și Max, adică, boys, e destul de mișto, nu știu care-i treaba cu ei, însă urmează să aflăm. Alex, vrei să mergem la ei, frățiorom? Au ajuns, hai să mergem la ei, să vedem care-i treaba, poate chiar sunt de treabă. Pă, bune, boys, să care treabă, let's go. Ok, uite aici pe ei, mamă, ok, sunt destul de sunt niște copii normale. Vă salut, băi, îmi pare că dau buzna așa, însă am înțeles că suntem colegi așa de tabără și ce zic, ideea e că eu cu Alex, care e colegul meu în care stau în căsuța asta, na, venim de la foarte mare depărtare și am auzit că noi nu suntem singuri aici în tabără, gen, și că suntem și cu voi. Salut, eu sunt Marius. Salut, numele meu este Joshua. Wow, ce mă bucur că sunt și alți copii aici în tabără. Noi credeam că suntem doar noi de la școala noastră. Exact, deci frățiorul, exact la fel, credeam și noi, bro. Însă, până la urmă, bă, eu zic că ne-am descurcat bine, știi ce zic? Adică nu suntem doar noi și o să legăm prietenii noi, știi ce zic? Salut, Daniela. Bună, numele meu este Daniela, ești destul de chipeș. Mă bucur că nu sunt în tabără doar cu amărâții mei de colegi. Deja m-am săturat de ei. Hopa, Daniela se dă la mine. Daniela, surarea mea, deci nu vreau să zic ce s-a întâmplat cu ultima mea iubită care e crivi, dar nu mai, lasă așa, știi ce zic? Salut și ție, frățiorul Max. Salut, eu sunt Max, încântat de cunoștință. Dacă tot suntem în aceeași tabără, eu zic să ne cunoaștem mai bine. Vrei să vii de seară la noi în cabană? După miezul nopții vrem să spunem povești de groază. Poți să chem și prietenul, dar să vă pregătiți poveștile, o să fie interesant. Hopa, boys, Max. Deci, dați-ți voi, Max mi-a făcut o propunere foarte, foarte tare. Să vin aici în cabană, gen, să spunem povești de groază, bă? Bă, mi se pare tare, rău de tot. Da, Max, venim, frățelor, deci diseară după miezul nopții, să la voi în cabană, stați, știți, vin pe bune, ok, foarte tare, hai să zic și lui Alex. Frați și surori, am avut o discuție cu Alex și el a zis că e foarte obosit și că vrea să se culce și nu o să vină la jocul nostru cu povești de groază, însă în momentul de față, boys, după cum puteți vedea, mă aflu în fața casei lui Joshua, Daniela și Max. Ideea e că mi se pare, boys, destul de ciudat că ei sunt așa, gen, sunt mai mulți în casă, sunt trei, nu sunt doi. În fine, o să mă duc acum înăuntru să vedem care e treaba, băi, pentru că urmează să spunem povești de groază. Mi-a pregătit o poveste foarte, foarte creepy și abia aștept să o auziți și voi. Let's go! Ok, salut! Mamă, uite, au acolo o masă. Ok, vă salut pe toți, băi, am venit. Hai să-i dăm drumul la distracție. Știi ce zic? Deci, de ce suntem toți în jurul acestei mese, bro? Mamă, mi se pare așa destul de creepy. Marius, ce mă bucur că ai venit. Sper că ți-ai pregătit povestea. Noi toți o să zicem poveștile în jurul acestei mese. Regulile sunt simple. Noi spunem povești în ordine. Începem cu mine, după spune Daniela, după spune Max și la final eu. A, deci o luăm așa, Joshua, Daniela, Max, ok, am înțeles. Dacă ți se pare povestea prea horror și nu mai poți rezista, trebuie să bați în masă. Dacă ai bătut în masă, ești un fricos și ai pierdut și trebuie să dormi toată noaptea afară. Succes tuturor! A, deci dacă sunt fricos, trebuie să bat în masă, bro. Da, e masa asta aici, mamă, ce interesant. Ok, păi hai să începem. Bun, Joshua, haide, tu primul. Fraților, urmează să citim povești de groază. Toată lumea să fie atentă, pentru că s-ar putea să ne speriem foarte, foarte rău. Hai, Joshua, tu primul. Bun, povestea mea este despre un tată și o fiică care au trăit ultimele lor momente din viață în casa lor la miezul nopții. Ok, hai să auzim povestea. Tatăl a intrat în camera fiicei pentru a pupa-o și îi spune noapte bună, cum face în fiecare seară. Ok, până acum nimic a ciudat. Când a intrat, a observat că e ceva neregulă. Parcă atmosfera din cameră era ciudată, dar nu a băgat de seamă. Deci, fraților, până acum nimic a ciudat. E doar un tată care, înainte să se culce, îi spune fiicei lui, o pupă și îi spune că o iubește și noapte bună. Ceva foarte, foarte normal. Când a ajuns lângă fiica lui, a pupat-o și i-a spus noapte bună. Ea, cu o față care se horba la el, i-a spus: tată, uite-te sub patul meu, verifică să nu fie monștri. Când tatăl fetei a auzit, a râs puțin, dar s-a gândit că e doar un copil, așa că o să intre în jocul ei și o să se uite sub pat.
Ok, boys, în continuare nimica ciudat, hai să vedem. Când s-a uitat sub pat, a înțepenit. Nu mai putea să scoată niciun sunet. De ce? Acolo era fiica lui, care spunea cu lacrimi în ochi: tati, este cineva la mine în pat. Ok, Joshua. Ok. Ok, foarte interesantă poveste. Mamă, bro, horror pe bune. Deci fata din pat nu era fiică, era ceva demon sau ceva de genul. Ok. Bun. Am trecut bine peste povestea lui Joshua pentru că nu am bătut în masă. Daniela, e rândul tău. Wow, foarte horror, ce să zic. Ascultați aici poveste horror, auzi. Povestea mea nu este chiar o poveste, mai exact este un mesaj scris de un copilaș de 6 ani care a fost găsit mort. Citez, deci ăsta e un mesaj, hai să vedem. Mami mi-a spus să nu merg niciodată la subsol, dar eu eram curios, voiam să văd cine produce sunetul ăla. Era un sunet de păpușă și eu voiam să văd păpușa să mă joc cu ea. Când mama a adormit, am deschis ușa de la subsol și am intrat puțin înăuntru. Nu am văzut păpușa, mama a strigat după mine, lucru foarte ciudat deoarece ea niciodată nu strigă după mine, așa că m-am pus jos și am început să plâng. Mama, când m-a văzut trist, mi-a dat un biscuit ca să mă înveselesc. Asta m-a făcut fericit, așa că nu am întrebat-o de ce băiețelul de la noi din subsol face sunete de păpușă și nu are mâini sau picioare. What? Boys, ce-i cu poveștile astea horror? Man, eu am o poveste normală, bro! Ok, man, ok. Fraților, scrieți la comentarii care vi se pare mai horror, povestea lui Joshua sau lui Daniela. Bro, 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 bro. E ciudat rău de tot ce se întâmplă. Max, fraților, salvează-ne cu o poveste. Da, povestea mea o să fie simțită de toți de aici. Hai să auzim și povestea lui Max. Deci astea primele două, pe bune, că au fost horror rău de tot. O femeie, un criminal în serie, iubește să omoare copii. Hopa, deci despre o femeie care e criminală și iubește să omoare copii. Tactica ei este foarte simplă. Deoarece e bolnavă, odată iubește copii și odată vrea să-i omoare. Femeia asta se angajează mai mereu la joburi care implică supravegherea copiilor sau petrecut timpul cu ei. Mai exact, îi place să petreacă timpul cu copiii. Dar criminala nu este deloc proastă, este foarte inteligentă și crimele ei sunt făcute cu cea mai mare grijă ca nu cumva să fie prinsă. A omorât foarte mulți copii, dar sperăm că s-a calmat. Acum câțiva ani s-a făcut profesoară de psihologie. A așteptat 5 ani de zile pentru ceva tabără de vară și în sfârșit a ajuns acolo. Mamă, Max, frățiorul, faci niște glume foarte proaste, bro. Asta nu e o poveste horror, e o poveste proastă. Voi, în cazul în care nu v-ați dat seama, se referă la profesoara Ardeleanu, pentru că ea e profesor de psihologie și Max a zis într-un fel că e criminală în serie sau ceva. Da, băi, frățiorul, eu am zis să-l lași mai încet pentru că chiar a fost o glumă proastă. Adică, Max, pe bune, frățiorul, eu am avut mai multe tentative de astea și chiar nu-mi place să nu mai faci glume de genul, pe bune. He, era doar o glumă. Apropo, mi-am adus ceva cu mine. O tablă misterioasă. Ce ziceți, vreți să încercăm să ne jucăm cu ea? Boys! Max are o tablă Ouija și a întrebat dacă vrem să ne jucăm cu ea. Ce ziceți voi, să ne jucăm cu tabla Ouija? Surori, ne aflăm într-o situație foarte, foarte ciudată în momentul de față. După cum puteți vedea, sunt cu Joshua și cu Daniela la masă, pentru că știți și voi, am venit în această seară la ei ca să ne distrăm, boys, să spunem povești de groază, să ne amuzăm, să ne speriem, și să petrecem așa puțin timp împreună. Însă, boys, acum aproximativ 15 minute, Max, pentru că știți că și el aici e Joshua, Daniela și aici trebuia să fie Max, s-a dus în camera alăturată ca să continuăm jocurile și să aducă nu știu ce tablă Ouija, boys. Ei bine, e în camera aia de 15 minute. Deci vorbesc cât de serios se poate, acolo de un sfert de oră și nu a mai ieșit. Deci, frate, după cum puteți vedea, camera e fixă aici, adică, băi, efectiv la 2 metri de noi și el de 15 minute stă acolo. Ideea e că nu am auzit niciun sunet sau ceva de genul, nu știm ce se întâmplă și mi se pare foarte, foarte ciudat, boys. De ce băiatul ăla e în cameră de 15 minute și nu vine afară? Joshua, tu ce părere ai, frățiorul?
Băi, e ceva suspect. Sper că Max să ne facă o farsă. E deja de 15 minute acolo. Tabla Ouija era pe pat. Ar fi trebuit să revină în câteva secunde, nu să ia atâta. What? Deci că, boys, tabla Ouija era pe pat, efectiv. Adică trebuia să vină în 30 de secunde. De ce e acolo de un sfert de oră, bro? Poate o să pare fricos, dar eu nu mă duc acolo. Dacă e o farsă proastă de-a lui, nu vreau să-mi iau jumpscare. Hopa! Deci, Joshua crede că Max ne face o farsă horror. Bă, n-ar putea, băi, pentru că e și o seară de-asta a poveștilor horror. Însă nu știu ce să zic, Daniela, tu ce zici, te duci tu? Marius, având în vedere că Joshua nu vrea să se ducă, tu ești bărbatul dintre noi doi, așa că te poftesc. Eu nu am ce căuta acolo. A, da, și ai grijă, deoarece Max are niște glume foarte proaste și niște farse care te fac să nu mai dormi noaptea. Ok, boys. Deci am jucat jocul eliminatoriu, practic. Ok, practic n-am jucat niciun joc. Doar ei au zis că nu vor să se ducă și am mai rămas numai eu, boys. Ok. Ok, Joshua și Daniela, o să mă duc, ben. Mamă, boys, vă zic sincer că mi-e foarte, foarte frică. Hai să mergem acolo. Deci Max e înăuntru, bun. Să vedem care-i treaba. Deschidem ușa, uitați-vă la el. Bun, boys, e acolo, nu face nimica. După cum puteți vedea, pe pat nu se află tabla Ouija, man. What? Care-i treaba? Max, frățiorul, sper să nu-mi faci o glumă proastă sau ceva de genul. Însă ești aici de vreo 15 minute, băi. Când vii și tu înapoi ca să ne continuăm joaca. Marius, s-a întâmplat ceva. Uite-te și tu în chesturi, nu mai e absolut nimica. Cum adică? Ok. Nu e nimic în chesturi, ok. Dar nu înțeleg, în chesturile alea țineam chestiile horror și telefoanele. M-am uitat în toată camera și restul lucrurilor, gen haine, mâncare, utilități, sunt toate acolo. Cineva a intrat aici cât timp noi ne jucam, mi-a furat tabla Ouija și ne-a furat telefoanele la toți trei? What? Cineva v-a furat telefoanele, bro? Ok, destul de ciudat, man. Mamă, stai să le zici și la prietenii tăi, stai puțin, sau băi, să fie doar o farsă? Man, s-ar putea să fie doar o farsă. Băi, Joshua și Daniela, eu o să plec de aici pentru că, nu știu, mi se pare ceva necurat. Ideea e că Max a zis că cineva v-a furat telefoanele la toți trei. Acum voi vedeți ce faceți, eu o să mă retrag pentru că, nu știu, nu prea-mi place cum sună chestia asta, boys. Mamă, deci uitați-vă, e destul de noapte afară. Hai să mergem și la mine acasă, boys. Uitați-vă că Alex e treaz, what? Alex nu doarme? Bro, Alex e treaz? Opa, salut, bă, Alex, frățiorul, ce faci, man? De ce nu ești treaz la ora asta? Eu am terminat cu aia, au glume proaste și am zis să vin acasă. Marius, unde umbli la ora asta? A, ai fost la cabana cealaltă să vă distrați. Eu am dormit până acum, doar că acum vreo 10 minute am auzit cum ușa se deschide. Și credeam că ai venit tu. Am așteptat și am văzut că nu intri în cameră. Așa că m-am ridicat din pat și am vrut să văd care e treaba. Opa. Ok, și nu te-am găsit. După m-am dus înapoi în cameră și am vrut să te sun, să văd unde ești și ghiși ce? Nu mai avem telefoanele. Cineva le-a furat. Băi. Băi, Alex, băi, tu cumva faci glume proaste? Man, pe bune, ia nu vezi, aici erau telefoanele noastre. Ia. Boys, nu mai avem telefoane, man. Băi, cineva ne-a furat telefoanele. Și nouă, și lui Daniel, și lui Joshua, și lui Max. Lui Daniela, lui Joshua și lui Max. Băi, Alex, frățiorul, ce facem? Mamă, boys, ok, ok, ceva destul de ciudat. Păi hai să mergem să ne culcăm și vedem ce o să facem de dimineață, pentru că mi se pare super, super ciudat. Bun, băie și fete, după cum puteți vedea, s-a făcut dimineața afară. Ideea e că eu cu Alex am încercat să dormim, însă nu am reușit mai mult de o oră maxim. Deci maxim o oră am reușit să dormim. Și ne-am trezit, boys, ne-am trezit de dumeriți, pentru că în continuare, după cum puteți vedea, telefoanele nu sunt aici. Alex, frățiorul, ce putem face? Neața, frate, nu știu ce să facem, eu zic să-i spunem profesoarei Ardeleanu. Să-i spunem la profesoară, zici. Dar nu prea putem, deoarece e ora 7 și trezirea se dă la 8. Mai bine îi spunem când mergem la micul dejun. Dar zic sincer că nu mi-am răbdare până atunci. Îmi este foarte foame. Merg să vezi dacă avem ceva de mâncare, ceva puțin să ne ținem de foame până la micul dejun. Ok, boys, să vă spun sincer, și mie mi-e destul de foame. Așa că o să mă duc să văd care-i treaba, boys. Poate găsim ceva pe aici, ar fi foarte, foarte mișto. Dar nu prea cred. Băi, e ușa asta deschisă, bro. Mamă, deci pe aici a intrat. Cine ne-a furat telefonul a intrat pe aici. Ok, ok, o să închid ușa asta. Dar aici, băi, nu-i de absolut nimica. Băi, ce n-ai căutat pe aici? Că nu-i absolut nimica. Ce-i asta, boys? 64 de scări și o carte pentru Marius. Boys,
Asta cumva e o carte pentru mine? Băi! Ok, ok, destul de ciudat. Hai să o deschidem să vedem care-i treaba. Mamă, deci mi se pare destul de ciudat, boys. Ok, Marius, această carte este scrisă pentru tine, iubitul meu. Boys, vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Cred că e Andra, boys. Andra Diablos, din oraș, bro. A zis că o să vină după noi în tabără. Nu ai voie să spui la nimeni, pentru că dacă îndrăznești să o faci, diseară, n-o să vi se mai fure telefoanele, ci viețile. Deci ea a furat telefoanele, what? Dar de ce a furat telefoanele la toată lumea? Credeai că ai făcut ceva inteligent când ai fugit din oraș pentru toată vara, nu? Ei bine, uite că te-am găsit și vreau să vorbim între patru ochi. Aș vrea să zic, poți veni doar dacă vrei, dar din păcate nu ține de tine. Dacă nu vii, o să-ți omor prietenii unul câte unul pe tot parcursul excursiei. Mamă, hai să citim. Ok, nu o să zic unde să ne vedem, o să zic locul unde trebuie să te duci ca să ne vedem. La prânz, după ce mai pierzi vremea pe acolo, sună la un Uber și când vine, spune-i să te ducă la clădirea Brook de pe strada Brook Long numărul 1. Ok, boys, deci toată lumea să rețină asta. Clădirea Brook de pe strada Brook Long. Ok, așa. Acolo intri în clădire cu scările pe care ți le-am dat și mergi la etajul 8, al treilea apartament pe partea dreaptă și acolo vei găsi locul unde vreau să ne întâlnim. Ai grijă, am camere peste tot, dacă faci ceva greșit sau anunți poliția, o să fii ca și mort. Ok, boys, deci Andra, fosta mea iubită, cred că ea, nu sunt sigur, urmează să afle, adică nu, gen, nu prea are cine să fie altcineva, gen, hai să vedem, mi-a zis și că să mă duc, să sun la un Uber și să mă duc la clădirea Brook, strada Brook Long, ok, deci toată lumea să rețină chestia asta, strada Brook Long numărul 1. Bun, boys, și nu o să zic la nimeni de chestia asta, nu o să zic la nimeni despre această scrisoare horror pe care am primit-o, așa că o să o țin aici, boys, o să o țin aici, băi, și, na, eu zic că, na, o să zic lui Alex Frățioro, o să țin astea, bă, nu, astea o să le las aici, boys, fiți atenți. Bine, și asta o să o arunc undeva. O zi lui Alex, frățioru, Alex, nu avem nimica de mâncare, hai să așteptăm până la micul dejun. Frați și surori, în momentul de față ne aflăm la cantină, deoarece mâncăm micul dejun și am aflat ceva care ne-a tulburat, boys. I-am spus și lui Matei și lui Ovidiu despre întâmplarea noastră când i s-au furat telefoanele, însă ghiciți ce, fraților, Ovidiu, ia spune-ne, ți s-au furat și ție telefonul? Ce? Cum să mi se fure telefonul? L-am avut non-stop în cameră. Poate doar sunteți voi proști și neatenți. Sigur l-ați căutat bine? Boys, deci cel mai probabil telefoanele au fost furate doar din casa noastră și din casa de lângă. Pentru că probabil Andra m-a văzut acolo și a zis să fure telefoanele la toată lumea. Matei, Marius, nu vreau să te sperii sau ceva de genul, dar am auzit bine. De aseară nu-ți mai găsești telefonul? Da, dar nu mă sperie, adică într-un fel știu cine l-a furat, adică nu e așa de, adică e foarte rău, dar totuși, știi ce zic, deci nu trebuie să mă sperii. Păi, eu azi dimineață am vorbit cu tata, domnul Popescu, și era și mama ta pe acolo și a zis că a vorbit cu tine azi dimineață. What? Mama a zis că a vorbit cu mine azi dimineață? Boys? Sigur nu faceți vreo glumă proastă? Alex, tu ai auzit, frățiorul? Deci, Matei a zis că mama a spus că a vorbit cu mine azi dimineață. Eu de aseară nu mai am telefonul. Marius, hai să mergem neapărat la profesoara Ardeleanu să-i spunem totul. Cine știe cine ne-a furat telefoanele și de ce doar nouă? Și celor din cabana de lângă. Te comporți ciudat, parcă mi-a spus niște chestii. Știi că sunt prietenul tău cel mai bun și poți vorbi cu mine orice. Da, bă, Alex, stai niștit, frățiorul, nu-ți ascund nimic, stai liniștit. O să mă duc eu să vorbesc cu profesoara Ardeleanu. Ok, boys. Ideea e că o să mă duc la profesor Ardeleanu, însă nu o să-i zic nimica de telefoanele furate, ci mai degrabă o să întreb ce program avem astăzi, pentru că știți că trebuie să mă duc la clădirea Brook de pe strada Brook Long numărul 1, așa era chestia. Bună. Bună dimineața, profesor Ardeleanu, vreau să vă întreb și eu pe dumneavoastră ce program avem astăzi. Neața, Marius, ei bine, astăzi este o zi destul de lejeră. După ce mâncați, puteți să faceți ce vreți, să vă jucați, să dormiți, să veniți la piscină, orice. Acum este ora 8:30 și la ora 14 de ce plecăm la parcul de distracții. Până atunci aveți 5 ore de relaxare.
Ok, boys, deci în astea 5 ore, deci fiți atenți, o să zic la băieți să mergem rapid la cabane și când o să ajung acolo, boys, o să sun un Uber să vină să mă ia, pentru că în astea 5 ore am timp să văd ce vrea Andra cu adevărat. Frați și surori, am sunat la Uber, am terminat micul dejun și după cum puteți vedea, deja șoferul este în fața casei noastre. Alex, frățioro, vreau să zic ceva, pe bune îți ascund o chestie, însă stai liniștit pentru că o să mă duc acolo și o să aflu mai multe informații. Nu pot să te bag, nu vreau să te bag în toată chestia asta, pentru că probabil ți-aș pune viața în pericol, așa că te rog să mă înțelegi. Și da, o să zic cum o să pot, o să-ți povestesc toată chestia, însă momentan nu pot să zic nimica. Marius, frate, nu știu ce faci, dar mi se pare ciudat. Am încredere în tine și sper că o să-mi zici și mie cât de curând care e treaba. Bună, mamă, boi, să nu cumva să uit de scări, pentru că trebuie să iau scările. Hai să merg la șofer să-i zic care e treaba, ok? Mamă, ce mașină mișto, boys, ok, let's go. Bună ziua, domnule șofer, eu sunt băiatul care a sunat la Uber. Mă pot urca în mașină? Bună ziua, dumneavoastră, sunteți Marius, da? Urcați în mașină și vă rog să-mi spuneți locația unde trebuie să ajungeți. Ok, ar trebui să ajung la clădirea Brook, de pe strada Brook Long numărul 1. Sper că știți unde să mă duceți, hai că o să intru în mașină și ne auzim când ajungem acolo, boys. Frași și surori, uitați-vă unde tocmai m-a dus șoferul, la această clădire, ci că asta este clădirea Brook, de pe strada Brook Long numărul 1. Adică acum suntem pe strada Brook Long numărul 1 și Andra mi-a zis că trebuie să ajung la etajul 8, la apartamentul 3 de pe partea dreaptă, dacă vă aduceți aminte. Hai să vedem dacă totul este o farsă sau nu. Bună, deci mulțumesc pentru cursă, practic. Gata, am ajuns la destinație, aici este clădirea de care mi-ați spus. Stați mult înăuntru, vreți să vă aștept afară? Da, da, chiar aș vrea să mă așteptați afară, pentru că după vreau să mă întorc și înapoi, așa că așteptați-mă. Ok, boys, mamă, ce clădire ciudată, mamă, sper să nu fi se întâmplă ceva horror, mamă, bună. Hai să vedem, boys, deci trebuie să găsesc locul unde pot ajunge mai sus. Hai să vedem, pe aici... Ia, pe aici pot să iau cumva... Ah, ba nu, ok, aici sunt camere, boys, ok, sunt alte camere. Nu mă bag aici. Aici ce e, boys? Ah, ok, aici e ceva unde se mănâncă, bun. Și aici, man... Hopa... Hopa, aici, mamă, man, deci de-aia am leather-urile astea. Trebuie să mă urc până sus, până la etajul 8. Ok, hai să vedem care e treaba, boys. Deci, până la etajul, mamă, stai să... Măcar să le pun bine, știi, zic, după să mă duc și înapoi. Bun, hai să vedem. Mergem așa, dar nu le pun bine 100%, însă aia e. Avem etajul 1, boys, etajul 2, etajul 3. Mamă, bă, dar sper să le pun bine, gen, să pot să mă întorc înapoi. Asta e etajul 3, nu, așa, nu? Deci, stai, ba nu, boy, stai. Ăsta e etajul 1, ăsta e etajul 2, ăsta e etajul 3, ăsta e etajul 4, etajul 5, etajul 6, etajul 7 și ăsta, boys, ar trebui să fie etajul 8, nu? Gen, așa e, asta e să mai facem o dată. Deci avem așa, ăla e etajul, ia stai, deci avem așa, etajul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ăsta e etajul 8, boys. Mamă, bun, ok. Hai să vedem. Am ajuns aici. Mamă, bă, cât de ciudat, man. Uitați-vă unde am ajuns. Ce naiba. Ok. Și hai să vedem pe unde trebuie să o luăm. Deci, Andra, boys, a spus că trebuie să mă duc pe partea dreaptă. Deci, sunt la etajul 8. Partea dreaptă, al treilea apartament. Hai să vedem care e treaba. Deci, ăsta e primul apartament, ăsta e al doilea și ăsta e al treilea. Aici trebuie să găsesc un indiciu. Hai să vedem, să deschidem ușa. Bun. Mamă, boys, ok, mamă, băi, e ciudat. Bun, hai să ne uităm aici. Stați, așa, așa. Mamă, stați că totul mi iese așa, bun. Aici, iară, nu văd nimica. Bun, aici, la fel, baia. Deci nu găsiți nimica, boys, let's go. Hopa, aici, iară, nimica. Uitați-vă, aici un chest, hai să vedem. Hopa! Ok, avem aici cele 5 telefoane, boys. Ăsta e telefonul meu, Note 10 Plus. Și ăsta e alu Alex, Samsung S9. Deci bănesc că astea sunt telefoanele lui Joshua, Max și Daniela. Ok, o să le iau și pe ele, boys. Deci aici sunt telefoanele și o carte cu bravo de la Andra, boys. Deci într-adevăr, am ghicit, este fosta mea iubită. Hai să vedem care e treaba, boys, let's go.
să citim ăsta. Bravo! Ha, ha, bravo, scumpul meu iubit, știam că o să te descurci, dar nu ai timp să te bucuri, deoarece se scurge. Am auzit că mergi la parcul de distracții. Mamă, băi, de unde știe? Ok. Foarte mișto, nu mă interesează. Diseară, la miezul nopții, ne întâlnim în stația de autobuz, deoarece eu vin cu autobuzul și nu vreau să atrag atenția. Să nu întârzi dacă ții la viața ta sau la sănătatea prietenilor tăi. Și cel mai important, să nu anunți poliția sau pe oricine. Deci, boys, Andra mi-a zis că vrea să ne vedem diseară la miezul nopții în parcarea de autobuz. Ce ziceți, fraților, să mă duc? Adică ar fi ceva foarte, foarte riscant, însă totodată aș putea să aflu chestii noi, aș putea să aflu ce vrea, pentru că 100% vrea ceva, și totodată i-aș proteja și pe cei apropiați mie. Mai ce am ajuns acasă după mica vizită pe care am avut-o la acea clădire, boys, unde am aflat că diseară trebuie să mă întâlnesc cu fosta mea iubită, care este o criminală, pentru că trebuie să vorbim ceva, și tocmai de aceea sunt și puțin speriat, boys, însă fiți atenți și am făcut mare atenție. După cum puteți vedea, în momentul de față aici în tabără, în zona asta unde locuim noi, sunt doar eu împreună cu șoferul, și totodată, chiar acum o să zic la șofer să plece, pentru că mi se pare destul de ciudat că stai aici. Domnule șofer, vă mulțumesc foarte mult pentru cursa pe care mi-ați oferit-o, v-am și plătit, așa că puteți să plecați, practic. A fost o plăcere pentru mine să vă conduc, totuși nu am înțeles de ce ați vrut să mă așteptăm acolo atâtea ore. În fine, nu e treaba mea, zi frumoasă în continuare. Ei bine, băi și fete, tocmai urma să vă spun ce am făcut. Am așteptat acolo vreo 2-3 ore, am stat cu șoferul, i-am cumpărat un suc și am stat acolo, pentru că i-am zis lui Alex să spună la profesoara Ardelea, nu știu, să le spună profesorilor, că eu nu pot să vin la parcul de distracții. Adică acum toți colegii mei, după cum vedeți, totul e gol, sunt la parcul de distracții, boys, pentru că acolo s-au dus într-o de excursie și eu nu m-am dus pentru că am zis că mă simt rău, ca să vin, boys, să le pun telefoanele la loc, pentru că după cum știți, le-am luat toate telefoanele, că în clipul trecut au fost furate. Așa că, boys, asta o să fac în momentul de față. Am aici și cartea pe care am luat-o de la Andra și fiți atenți, boys, că m-am gândit la o chestie super, super ciudată cât timp eram pe mașină. Băi, gen, am înțeles că Andra, fosta mea iubită, ne-a furat telefoanele la toți. Însă, de ce a făcut chestia asta, boys? Adică, avea ceva în telefon ce trebuia să vadă? Adică, eu nu ascund nimic, nu înțeleg de ce ne-a furat telefoanele tuturor. Asta mi se pare destul de ciudat, boys. O să merg acum în camera lui Alex și o să-i pun telefonul lui, asta e telefonul lui Samsung S9, și o să-mi pun aici și telefonul meu, un Note 10 Plus, și mai avem cele 3 telefoane, boys. Mamă, dar șoferul ăsta nu mai pleacă, boys, mi se pare ciudat rău de tot. O să iau și aceste 3 telefoane și o să le duc în casa de lângă, unde locuiește Max cu Joshua și cu Daniela. O să merg aici în camera asta, boys, și o să le pun aici toate telefoanele. Let's go. Și acum, boys, o să aștept să vină Alex din excursia la parcul de distracții, ca să vedem care-i treaba, boys. O să aștept să se facă seară, pentru că seara, man, o să mă duc în stația de autobuz, dacă v-ați uitat la videoclipul trecut, unde o să mă întâlnesc cu fosta mea iubită, pentru că și că vrea să vorbim ceva foarte, foarte important. Ideea e că n-am, eu o să-l aștept pe Alex să vedem când o să vină. Frați și surori, tocmai ce eram la baie și uitați-vă cine tocmai a ajuns acasă. Alex împreună cu toți copiii, acolo vedeți că e și Joshua, Daniela și Max, au venit de la parcul de distracții. Sunt chiar foarte curios să văd reacția lor când au observat că, băi, telefoanele sunt înapoi, știi ce zic? Dar eu, într-un fel, băi, i-am spus lui Alex că mă duc să recuperez telefoanele, însă nu vreau să-i zic toată povestea, nu vreau să-l pun în pericol, și el e prietenul meu și înțelege chestia asta. Salut, Alex, frățiorul, ce zici, cum a fost la parcul de distracții? După cum am vorbit cu tine, telefoanele sunt înapoi. Ce părere ai, frățiorul? Marius, frate, ne-a dus telefoanele înapoi, cât de tare, nu o să te întreb ce ai făcut, aștept să fie momentul potrivit în care o să-mi zici. Deci, boys, Alex, oficial, e cel mai bun prieten al meu, e cel mai înțelegător, adică înțelege că, bă, nu pot să zic despre situația asta, pentru că îi pun viața în pericol și, bă, mă lasă, gen, să fac treaba și nu mă stresează cu întrebări și toate chestiile astea. Dar am o veste destul de proastă pentru tine. Hopa, boys... Ce veste poate să fie mai proastă decât gen ce o să se întâmple diseară? Ei bine, eu am făcut ce mi-ai zis. Am mințit că te simți rău și vrei să te culci și toate alea. Ok, deci da, băi, se va zice, deci lui Alex să zică că mă simt rău, că de-aia nu pot să vii la parcul de distracții. Dar profesoara Ardeleanu are camere peste tot și a zis că a văzut că tu nici nu ai fost la cabană și ai venit abia după câteva ore. A zis că diseară vrea să mergi să vorbești ceva cu ea, pentru că îi se pare o foarte mare nesimțire ce ai făcut. Boys, profesoara Ardeleanu și-a dat seama că a mințit și că nu m-am simțit rău. Mamă, boys, sper să nu cumva să afle unde am fost. Nu cred că poate să afle unde am fost, nu?
Adică, băi, până la urmă nu-i mare chestia. A văzut că, na, eu nu am fost la cabană, am fost plecat undeva și am mințit, însă sper că nu poate să afle unde am fost. Hai să mergem, boys, înainte să mă duc să vorbesc cu profesoara Ardeleanu. Vreau să merg și la Max, la Joshua și Daniela să-i întreb care-i treaba cu... cu ăsta, bro, cu cu telefoanele. Salut, Max, frățiorul, cum a fost la parcul de distracții? Știi că eu m-am zis destul de rău, însă am auzit că v-ați recuperat telefoanele. Ce gen, și eu și Alex, ce mare coincidență, ce să zic. Salut, frate, ai auzit că ne-am recuperat telefoanele? Chiar nu înțeleg cine le-a furat și mai ales de ce, având în vedere că deja ni le-a dat înapoi. Asta mă întreb și eu, boi, de ce a furat, s-a spus să nu mă aud ăsta, de ce a furat Andra telefoanele? N-are niciun sens, gen, trebuie, e ceva la mijloc, trebuie să aflăm, boi, de ce le-a furat, că așa n-are niciun sens, așa să le fure numai ca să se afle în treabă, n-are niciun sens, efectiv, hai să vedem. În fine, am auzit că ești în mare probleme, profesoara Ardeleanu e supărată rău pe tine. Băi, Max, bă, da, și tu și Alex, să nu mă speriați, man. Chiar așa e mare chestie că s-a supărat profesoara Ardeleanu pe mine. Adică ce poate să fie așa de rău? O să mă duc și la prietenii tăi. Salut, bă, Joshua și Daniela. Bă, spuneți-mi și mie care-i treaba cu profesoara Ardeleanu. Am auzit că v-ați recuperat telefoanele, însă toată lumea îmi zice că mamă s-a supărat pe mine, ce mare chestie e asta. Da, Marius, ne-am primit telefoanele. Apropo, ce ai făcut, cât timp ai stat la parcul de distracții? Și da, profesoara Ardeleanu e foarte nervoasă. A zis că ea s-a agitat atâta să facă tabăra asta, să găsească activități care să ne placă la toți și tu minți ca să nu te prezinți. Pe bune, e foarte nervoasă. Mamă, boys. Sper să nu facă vreo prostie profesoara Ardeleanu. Adică ce poate să-mi facă? Poate numai să mă certe, nu? Nu poate să... îmi interzică să fac chestii sau ceva, să mă pedepsească. Boys, dacă mă pedepsește, sunt ca și mort, pentru că eu de seară trebuie să mă văd cu fosta mea iubită. Daniela, tu ce crezi, o să mă pedepsească sau ceva? Eu zic că nu o să-ți facă nimic, Marius. Maxim o să te pedepsească câteva zile ca să nu mai voie să ieși din casă. Sau o să-ți ia telefonul sau ceva. Nu cred că o să fie nimic mai grav. Astea sunt cele mai grave chestii care se pot întâmpla, boys. Deci poate să-mi ia telefonul și să mă oblige să stau în casă, bro. Bă, nu e bine deloc ce se întâmplă. Mamă, man. Ok, boys, ok, o să merg chiar acum la Alex, o să mă pun puțin în pat pentru că nu am dormit aproape deloc noaptea trecută și o să aștept să se facă așa puțin seara ca să mă duc la profesoara Ardeleanu. Mamă, boys, sper să nu mă pedepsească. Bun, frați și surori, dacă vă uitați pe geam, vedeți că deja soarele apune și profesoara Ardeleanu a ieșit la ea în față, la casa unde locuiește, boi, și cred că este momentul să mă duc să vorbesc cu ea. Alex, frățiorul, ce zici, o să mă pedepsească? Băi, a venit seara, mergi la profesoara Ardeleanu deoarece te așteaptă în fața casei. Ai grijă, ești primul pedepsit din această tabără, sperăm să nu te folosească drept exemplu și să te dea afară, Doamne ferește! Boys, dar doar n-am fost la parcul de distracții, ce am făcut așa mare crimă, efectiv. De ce să mă pedepsesc așa de rău, n-are niciun sens, bro. Ok, hai să mă duc să vorbesc cu ea, bă, mi se pare ciudat ce se întâmplă, pe bune. Ce naiba, de ce să mă pedepsesc așa de rău? Bună seara, profesoara Ardeleanu, vreau să vă spun că îmi pare rău că am mințit, însă m-am simțit destul de rău. Ideea e că am ieșit și la un suc, m-am simțit rău de acolo și de-aia am zis lui Alex, e o poveste mai complicată, însă îmi pare rău că nu m-am prezentat la parcul de distracții. Salut, Marius, vreau să spun că sunt dezamăgit de tine. Când Alex mi-a spus că te simți rău și nu poți merge la parcul de distracții, m-am gândit, sărăcuțul să văd ce face și când m-am uitat pe camere, tu abia ajungeai acasă dintr-o mașină. Acum nu am timp de tine și de scuzele tale, nu o să te întreb unde ai fost, îți spun doar atât, merge în cabana la tine și ia telefonul. Îți iau telefonul pentru o săptămână, dacă vrei să vorbești cu părinții tăi, vii la mine. Mamă, boys, băi. Băi, nu e bine ce se întâmplă. Man, ok, o să nu să-i aduc telefonul. Bă, mi-a luat telefonul. Ok, asta nu ar trebui să mă facă gen să mă pun în dificultate, nu? Având în vedere că, na, eu când mă văd cu Andra, o să mă pun numai așa, gen, n-am nevoie de telefon. Hai să-mi iau telefonul de aici, 90 plus, să-i dau profesoara Ardeleanu. Și după, boys, o să mă pun în pat, pentru că aștept să vină miezul nopții ca să mă văd cu Andra. Uitați de aici și promit că nu o să mai fac. Poate dacă sunt cu minte, mi-l dați înainte înapoi. Și ce zic, hai că eu o să plec. Bum, băi, și vedeți, după cum puteți vedea, deja se face seară. O să aștept puțin și după o să mă duc în stație de autobuz ca să văd într-un final ce naiba vrea fata aia de la mine. Frați și surori, după 3 ore de stat în pat, cred că am prins momentul perfect. După cum puteți vedea, Alex este la baie. Eu m-am luat 7 prăjituri de astea, însă fiți atenți, băi, o să cer să ies din casă, fiți atenți.
Ok, mamă, o să ies pe aici să mă vadă Alex. Ok, ok, boy, sper să nu mă vadă nimeni. Avem o mare, mare problemă. Însă cred că a găsit și o rezolvare. Mă gândeam cum n-ai să ajung la stația de autobuz, pentru că cu mașina, boy, îți fac până acolo 20 de minute. Pe jos aș face ore întregi, efectiv. Așa că m-am gândit la o chestie. Aici, lângă piscină, sunt niște biciclete, boy. O să iau bicicleta aia și, bă, sper să ajung în vreo 40 de minute sau ceva de genul, pentru că nu vreau ca Andra să mă aștepte să se enerveze și să facă vreo prostie. Așa că o să merg pe aici. Uiteți-vă, boys, acolo. Uiteți-vă, sunt multe biciclete, boys. Pot să iau bicicletele astea și să mă duc în stația de autobuz. Da, men, asta o să fac. Care să o iau, boys, let's go. Uite, o să iau pasta roz, nu știu, mi se pare mișto. Ok, hai că mă duc la stația de autobuz. Ne auzim când ajung acolo. Let's go. Frași și surori, după cum puteți vedea, ăsta este semnul stației de autobuz. Acum urmează să mă duc înăuntru să văd dacă o găsesc pe Andra. Ca să vorbim, boi, să vedem care e treaba, ce vrea cu mine. Hopa! După cum puteți vedea, acolo sunt două persoane. Bănuiesc că e Andra împreună cu cineva. Mamă, sper să nu fie ceva nașpa, să fie cineva care să mă bată sau, Doamne ferește. Ce naiba? Stați, ce naiba asta? Ia, Andra cu hacker. What? Boys? Care e treaba cu băiatul ăla? Bună, Andra, nu ne-am mai văzut de așa de mult timp. Care-i treaba cu băiatul ăsta? De ce e și el aici? Parcă trebuia să ne întâlnim numai noi doi. Bună, iubitule, ha, 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 nu mai sunt iubitul tău. Ne revedem după atâta timp. Nu avem mult timp, așa că vreau să trec fix la subiect. Nu am venit aici să te rănesc, am o misiune pentru tine. Și ei bine, dacă nu o faci, o să ai de suferit. What? Deci, boys, trebuie să fac o misiune, trebuie să fac ceva pentru Andra, că dacă nu o să am de suferit, ok. Domnul hacker pe care l-am angajat o să-ți dea toate detaliile. Ok, deci Andra s-a întâlnit cu mine pentru că vrea să fac ceva pentru ea. Bun. Domnule hacker, care-i treaba cu tine? De ce ai venit aici? Salut, domnule Marius, să spun cât de sincer poți, cât de sincer pot că te afli într-o situație foarte nașpa. Îți amintești seara în care Andra a venit și a furat telefoanele colegilor tăi? Da, mi-o amintesc, a fost ieri seara. Ei bine, poate te întreb ce a făcut cu ele. Îți spun eu, nimic. Cum adică? Stai că nu înțeleg. Dar tu ai făcut ceva. În chestul de lângă noi sunt trei filmări trucate de mine în care se vede clar că tu ai furat telefoanele, fiind singura persoană din toată tabăra care s-a aflat în cele două case în momentul în care s-a dat spargerea. Totul s-a filmat și am editat-o cu efecte speciale pe Andra ca să pară că tu ești în videoclipul ăla. Boys, da-i a furat Andra telefoanele, man. Să existe o filmare în care cineva fură ceva ca să mă șantajeze pe mine. Ce e aici, boys? Filmare ora 12.04, filmare ora 12 și 10 minute și filmare ora 12.24. Boys, efectiv hackerul ăsta a editat filmările ca să pară că eu am furat telefoanele. What? Astfel, dacă nu accepți misiunea pe care ți-o dă Andra, aceste filmări plus încă altele pe care o să le fac, care o să te pun în cele mai jenante ipostaze, o să ajungă pe internet. Eu zic să accepti, nu te pune cu nebuna asta. Boys, ăștia mă șantajează. Ok, spuneți-mi odată ce naiba vreți de la mine, boys. Mamă, deci trebuie neapărat să fac misiunea aia, pentru că nu o să mă fac de râs. Au editat filmările ca și cum eu aș fi furat telefoanele. Andra, despre ce-i vorba? Deci, eu nu sunt aici pentru tine. Sunt aici pentru răzbunare, pentru o veche cunoștință. Hopa! Când mă pregăteam pentru niște teste importante din viața mea, am mers la meditații la o profesoară. Mai exact, la profesoara Ardeleanu. Deci Andra e în conflict cu profesoara Ardeleanu. Și eu, gen, ce treabă am o toată chestia asta? Ei bine, fiind o profesoară de psihologie, mi-a aflat secretul. Parcă m-a mirosit și s-a dus la poliție. Am fost căutată peste tot și a trebuit să plec din orașul respectiv. Povestea este mai lungă, dar nu știu dacă pot avea încredere să ți-o zic pe toată. Mamă, boys, deci profesoara Ardeleanu, fiind o profesoară de psihologie, și-a dat seama că Andra are tendințe de criminal în serie și s-a dus la poliție, bro. Ok, și care-i treaba, gen? În fine, în cestul de lângă mine se află o poțiune. Mâine dimineață, la micul dejun, mergi și o torni în paharul profesoarei. O să-i dai o travă și o să moară. Dacă în termen de 48 de ore nu se aude în tot orașul că profesoara a murit, filmările ajung pe net. Cred că nu mai trebuie să zic, că nu trebuie să zici asta la absolut nimeni. Boys,
Andra mă pune să o trăvesc pe profesoara mea de psihologie, pe profesoara din excursie, din tabără, ca să nu ajungă filmările pe net. Fraților, ce mă fac? Să mă duc la poliție, să vorbesc cu altcineva, ce naiba pot să fac în momentul de față? Scrieți neapărat la comentarii, deci nu știu ce să fac, sunt într-o situație foarte, foarte naș. Surori, astăzi urmează să fac probabil cea mai importantă decizie din viața mea. După cum știți, băieți și fete, mă aflu într-o situație foarte, foarte tensionată în care sunt pus în pericol. Adineaur, m-am întâlnit cu un hacker și cu fosta mea iubită, care este și o criminală, care mi-au dat o misiune, boys. Trebuie să omor, adică să o otrăvesc pe profesoara mea din excursie, pe profesoara Ardeleanu, și vă spun sincer că habar nu am ce pot face. Ideea e că în continuare mă aflu în stația de autobuz, m-am întâlnit cu ei în stația de autobuz, ei tocmai ce au plecat pentru că au zis că trebuie să ajungă nu știu unde, sunt niște persoane foarte, foarte dubioase și am mai rămas eu, vedeți că sunt în stația de autobuz, am mai rămas eu cu acest chest unde cică se află acea otravă. Noi să vedem care-i treaba. Eu am mai discutat cu Andra, cu fosta mea iubită, și a zis că aici o să-mi lase și niște instrucțiuni. Hai să vedem care-i treaba. Ok, boys. Am deschis chest-ul, avem aici o travă lentă. Băi, nu știu dacă e bine, boys, nu știu dacă e bine să facem chestia asta, hai să vedem. Și avem aici o carte, citește de la Andra. Asta, băi, că sunt regulile, hai să le citim. Ca să evităm orice risc de a fi prins, nu o să pui băutura în pahar la micul dejun. Cu oră înainte să se dea trezirea, mergi la profesoară la cabană și torni acest lichid în sticla ei de apă. Bro, păi asta, gen, trezirea se dă în 3 ore, eu trebuie să mă duc în 2 ore, trebuie să plec de aici. Mamă, și cum am plecat, trebuie să o și otrăvesc. Eu o să vin peste câteva ore pe ascuns să te întreb cum te-ai descurcat, mamă. Boys, nu știu dacă e bine să o fac sau nu, pentru că dacă nu o fac, ideea e că în cazul în care nu știați, dacă nu o fac, că Andra mă șantajează cu niște filmări trucate, cum că eu am furat nu știu ce chestii și au zis că am mai multe filmări trucate cu mine și o să le dea drumul pe internet, boys, și o să mi se strice toată viața, efectiv, nu știu ce să fac. Frați și surori, în momentul de față mă aflu în casa în care locuiesc eu împreună cu colegul meu, Alex, el doarme și în aproximativ o oră jumătate o să se dea trezirea. Îl vedeți pe Alex acolo, doarme la noi în cameră și eu acum, boys, mi-am luat o travă lentă împreună cu cartea. Voi ieși pe această ușă și va trebui să mă duc să o trovesc pe profesoara Ardeleanu. Ideea e că am văzut că foarte mulți dintre voi m-ați sfătuit să mă duc la poliție. Boys, nu este deloc o opțiune să mă duc la poliție, pentru că nu știm care e treaba cu poliția din acest oraș. Poate să fie coruptă și poate să fie mână în mână cu Andra și după să iasă și mai prost de atâta. Însă, fiți atenți, nu știu dacă e o idee bună, man. Nu știu, boys, dacă să fac chestia asta. Trebuie neapărat, în cazul în care nu pot să o fac, Andra a zis că eu o să vin peste câteva ore, adică o să vină peste câteva ore aici și o să mă întrebe cum am descurcat, boys. Singura variantă ar fi, pentru că acum nu vine o idee, ar fi să mai aștept puțin, însă să zic că să inventez o scuză. O să uitați acolo pe profesoara Ardeleanu în casa ei. Hai să vedem care-i treaba, boys. Nu știu, băi, să-i pun o travă în sticla de apă. Mamă, ok, mi-e destul de frică, nu vreau, o să merg așa, să nu cumva, sper că doarme, ok, e în pat, bun. Așa, mamă, o să intru pe ușă, boys, ok, mamă, ok, bun. Bun, asta e ușa, televizorul închis, profesorul Ardeleanu, el aia în cameră. Și acum trebuie să mă duc unde își ține ea sticla de apă aici. Apa nu, așa-s altceva, ok, mamă, sper că nu m-a auzit. Hopa, avem acolo un chest, boys. Acesta ar putea să ține sticla de apă. Let's go, să vedem. Aici, boys, este sticla de apă împreună cu niște mâncare. Ce ziceți, frați și soră, să o facem? Să punem o travă în sticla de apă ca să ne salvăm? Nu știu, boys, eu zic că asta nu e deloc decizia bună. Eu zic că asta nu e decizia bună. Așa că o să încerc să plec de aici și trebuie neapărat să găsesc o scuză pe care să o zic lui Andro. O să zic că ușa de la casă era închisă, pentru că, na, ea e mai paranoică și e frică. Ea în continuare doarme acolo, perfect, boys, o să ies de aici. Nu am putut să o otrăvesc. Pentru că, băi, un act de crimă, o omor, practic, o otrăvesc. Eu nu pot să fac chestia asta, pentru că mi-a zis nu știu cine. Însă, dacă nu o fac, băi, și dacă nu găsesc o rezolvare, Andra o să mă șantajeze în continuare cu acele filmări și o să fie foarte, foarte nașpa, boys, în fine. Eu acum o să mă pun în pat, uitați-l acolo pe Alex, o să mă pun în pat, nu vreau să-l deranjez, pentru că o să dorm, cel mai probabil o să dorm aici pe canapea, o să mă pun să mă culc și până mâine pe la micul dejun o să mă gândesc la o rezolvare, boys, ce naiba putem face ca să scăpăm din situația asta nașpa.
Bună dimineața, frați și surori! Vreau să vă spun că am încercat să mă gândesc la o rezolvare de la această problemă, însă nu am reușit. Cum am pus pe canapea, am și adormit lat și în momentul de față mă aflu la cantină pentru că mâncăm micul dejun. Însă, boys, e ceva foarte, foarte ciudat. După cum puteți vedea, sunt foarte, foarte puțini copii la cantină. Sunt eu, Alex, Ovidiu și Max. Sunt doar 4. Nu știu care e treaba cu ceilalți, probabil au adormit sau care e treaba. Bă, Alex, frățiorul, tu ce zici? De ce nu e așa de multă lume pe aici? Bă, băieți, de ce așa puțină lume? Nu s-au trezit sau care e treaba? Așa, apropo, bă, Marius, aseară după miezul nopții a stat profesoara Ardeleanu la vorbă cu alți profesori și parcă tot se uita la cabana noastră. Mi-a fost așa frică să nu vin aici și să nu te găsească, dar am avut noroc, ok, boys, am avut noroc de data aceasta, pentru că dacă venea profesoara Ardeleanu să facă așa gen să verifice dacă sunt pe acolo, mă vedea că sunt plecat și cred că intram într-o foarte mare prostie. Tu, Ovidiu, frățiorul, ce mai zici, bă? Let's go. Seara interesantă să vă băieții, dar nu cred că sunteți singuri. Cum adică? Cred că profesoara Ardeleanu a pierdut ceva, că prea se agită acolo și e agitată de azi dimineață. Hopa. Boys, profesoara Ardeleanu e agitată de azi dimineață? Înainte să intrăm aici, am intrat cu cotul în ea din greșeală, că n-a, sunt și eu somnoros, și a fost foarte nervoasă. Nu știu ce are. Boys, profesoara Ardeleanu e nervoasă? Man, asta nu poate să fie de bine, e agitată. Credeți că știe ce am făcut aseară? Că am intrat peste ea în casă, boys? Credeți că știe? Nu știu ce să zic. Fiți atenți, boys, o să mă duc la ea și o să o întreb, gen, știți că mi-a luat telefonul. O să zic, bună ziua, doamna profesoară, îmi puteți da și mie telefonul să-mi sun părinții, pentru că trebuie să mă bag în vorbă cu ea. O să mă duc să o întreb, să vedem care e treaba. Uite și pe Max. Neața, bă, Max, care e treaba, frățiorul? Mă duc și eu până la profesoară. Neața, bă, Marius, să nu te duci la proful aia că e nebună. Am întrebat-o dacă poate să-mi zică de unde mi-au ceai și s-a luat de mine, m-a întrebat dacă m-am trezit sau încă nu gândesc, nu știu ce are. Deci, boys, profesoara Ardeleanu e în toane foarte, foarte proaste. Mamă, man, sper să n-aibă legătură cu ce am vrut eu să fac aseară. Sper să nu fi mirosit ea că nici ceva neregulă. Pentru că dacă profesoara Ardeleanu nu știu ce face, face vreo prostie, naiba, ne dă în gât pe toți, ne-am dus toți, deci s-a dus tot, adică e foarte, foarte prost. Hai că o să mă duc la ea. Let's go, o să-mi iau inima, deci o să mă duc. Let's go. Bună dimineața, doamna profesoară, am venit la dumneavoastră cu o rugăminte, îmi pare rău dacă vă deranjez așa de dimineață, însă când puteți, doar când puteți, nu e grabă, să-mi dați și mie telefonul să-mi sun părinții, pentru că n-am mai vorbit cu ei de 2 zile și poate se îngrijorează și ei ce fac eu pe aici prin tabără. Probabil o să-mi răspundă foarte nervos. A, Marius, sigur, dragule, după ce plecăm de aici trebuie să mă duc să duc niște acte în oraș și după îți dau telefonul să-ți sun părinții. Opa, e de treabă. De fapt, ți-l dau de tot, că văd că ești băiat cu minte. Cum a fost mâncarea? Totul bine? What? De ce e așa de drăguță cu mine? Da, doamna profesoară, păi a fost totul bine. Și ne vedem, o să vin eu la cabana dumneavoastră când o să vă văd pe acolo prin zonă și o să-mi dați telefonul, ce să sun poliție. Nu trebuie, puteți să-l țineți, că sunt pedepsit o săptămână, practic. Boys, what? De ce se comportă așa drăguț cu mine? Credeți că știi despre ce e vorba și e frică? Nu știu ce să zic, bro. Frași și surori, profesoara Ardeleanu a plecat puțin până în oraș și eu aștept aici, acasă, să mă duc la ea la cabană să-mi iau telefonul. Însă, boys, nu aștept singur. Alex este acolo în cameră, n-avem nicio treabă cu el. Însă, dacă puteți vedea, în spatele casei noastre se văd două nume. Andra și Hackerul au venit la mine și trebuie să le dau socoteală de ce nu am otrovit-o pe profesoară. Băi, eu mi-am pregătit povestea, v-am mai zis și dinainte. O să zic că, băi, ideea e că eu am mers, am încercat să facă mai puțin zgomot, nu vreau să fiu prins și am crezut că ea, o să zic că am crezut că e trează, dar am încercat să intru peste tot și toate ușile sunt închise, efectiv, pentru că ea e o persoană foarte, foarte paranoică, însă o să găsesc o altă modalitate, așa o să le zic, gen, o să fac așa puțin, însă acum, boys, întrebarea mea întrebătoare e cum naiba ajung eu acolo. Uite acolo, boys, și pe Andra și pe Hacker mă așteaptă. Boys, trebuie să sar cumva, să fac o de-asta, pot să mă urc pe o casă, gen, dacă mă urc pe o casă, pot să... Mă duc acolo, hopa, cred că pe aici, ok, ok, perfect, bun, bun, ok, boys, hai să mergem acolo, să vorbim cu ăștia doi, mamă, deci mi-e frică maxim, vă zic, ok.
Salut, Andra! Salut, domnule hacker! Înainte să vă enervați, vreau să vă zic că am o explicație foarte, foarte bună. Cum am ajuns, mi-am făcut planul, voiam să mă duc să o trăvesc pe profesoară, însă să vedeți, ideea e că am văzut puțină mișcare la ea, dar am zis că nu bag de seamă că tot mă duc să o trăvesc, pentru că am fost foarte, foarte curajos. Însă am încercat să intru peste tot, prin toate intrările și la geamuri și totul era închis. Eu nu înțeleg, cine naiba doarme cu geamul închis vara, pentru că te coși de cald, frate, nu știu, fi că ea e foarte paranoică. Că habar nu am, însă vă spun cu mâna pe inimă că eu am încercat să mă duc să intru la ea în casă, însă nu am reușit deloc, bro. Gen, habar n-am ce putem să facem în cazul ăsta. Gen, sper că nu vă supărați și că am timp, adică o să o trăvesc până la urmă, găsesc o altă modalitate. Eu te simt că minți, puștule, și că nu ai avut curajul necesar să o faci. Nu e așa, pe bune, chiar am încercat să o fac. Dar norocul tău e că ai 48 de ore la dispoziție, mai exact, mai toată ziua de astăzi plus ziua de mâine ca să faci să fie bine. Nu uita, o să pierzi absolut totul cu acele filmări și o să ți se strice reputația și tot. Stați liniștiți, domnule hacker, pe bune, o să o trăvesc. Am o treabă acum, nu e la mine, e în cameră. O să am o travă acolo și tot o să fie bine. Vă rog doar să nu mă amenințați sau ceva de genul, pentru că o să fie foarte, foarte nașpa. Andra, îmi pare rău că n-am reușit să fac chestia asta. Marius, vrei să mă fraierești, observ. Ai noroc că ești singura mea variantă, deoarece profesoara aia stă toată vara în tabără și tu poți să o omori. Bine, ne vedem noi curând. Ok, pare că eu mă duc înăuntru. Mamă, boys, băi, ideea e că am reușit să mai trag de timp, însă nu știu cât mai pot să fac chestia asta. Acum că profesoara e plecată, boys, credeți că ar fi momentul potrivit să o fac? Gen, să pun o travă la ea, pentru că, băi, nu știu. Să fac chestia asta, boys? Pentru că, băi, se vede că ăștia nu se joacă, au filmările și mă pot face de rahat și a zis că și pe mine și pe prietenii mei. Nu știu. Frați și surori, m-am decis. Sper să nu fie o idee proastă sau ceva de genul, însă m-am gândit că, băi, nu ai cum să o dai cu Andra, că e o criminală în serie. Hackerul ăla poate să mă facă de rahat în orice moment vrea el și cred că singura noastră variantă, care nu e cea corectă, boys, și de la poliția nu putem să mergem, este să o otrăvim pe profesoara Ardeleanu. Știu, foarte, foarte mulți o să fiți supărați de această decizie, însă e singura mea decizie. Așa că o să mă duc, având în vedere că ea în momentul de față nu e acasă, o să mă duc tip-til, nu o să mă duc tare, să văd care-i treaba, boys. O să mă duc la ea în bucătărie unde ține sticla de apă, știți și voi, și o să pun asta acolo. Sperăm să fie totul bine și să nu mă prindă nimeni, pentru că n-am ce să fac, bro, m-am gândit toată ziua, nu am ce să fac, efectiv. Și că nu e decizia bună, însă nu pot să fac chestia asta. Nu mai e sticla de apă. What? Ia stați, aici e ceva? Nu. Poate a luat-o la ea în cameră, gen să bea apă, știi ce zic? Hopa, uitați aici două chestiuri, ok. Deci aici, boys, probabil e sticla de apă. Hopa, aici e telefonul meu, boys. Ok, mi-am recuperat și telefonul și bănesc că în chestul ăsta trebuie să fie sticla de apă, în care urmează ca eu să pun o travă. Hai să vedem. Nu. E o carte, asta e jurnalul ei. Marius! Boys? E un mesaj pentru mine de la profesoara Ardeleanu. What? Ce naiba? Marius, știu ce vrei să faci. Aseară când ai venit la mine, eram trează și pe lângă asta ți-am verificat și puțin istoricul și am văzut cine e fosta ta iubită. Boys, profesoara Ardeleanu și-a dat seama. Crede-mă, eu nu sunt o persoană rea, dar trebuie să mă ajuți acum sau niciodată. Probabil te șantajează cu ceva, te are cu ceva la mână și crezi că nu poți scăpa. Dar crede-mă, există o scăpare. Știu eu un agent FBI care ne poate ajuta pe amândoi. Dar trebuie să o facem acum. Pentru că dacă nu, o să revină din nou peste puțin timp. Dar dacă nu mă ajuți, toată viața mea o să fiu vânată de nebuna aia de fostă iubita ta și o să te trag cu mine în groapă. Boys, mamă, în ce situație sunt, man! Trebuie să aleg partea. Ori, asta să termin asta, gen, să termin de citit totul. Scrie aici o carte, dacă ești de acord să ne vedem diseară, împreună cu agentul, ca să vorbim, să o prindem odată. Boys, sunt în poziția în care trebuie să aleg dintre două părți. Prima parte este partea cu Andra și cu hackerul, în care eu o trăvesc pe profesor Ardeleanu și scap bazma curată. Sau a doua parte este cea cu
profesorul Adrianu și cu agentul FBI, adică mergem practic la poliție, să nu la poliție, la FBI, și vom încerca să o prindem pe Andra, boys, dar nu e 100% sigur că o să ne iasă și dacă nu ne iese, o să avem niște filmări trucate cu mine pe internet. E un risc, boys, ce ziceți, man? În ce tabără să mă duc? Să mă duc în tabăra lui Andra sau să aleg partea cu surori? Tocmai ce am făcut, cea mai importantă decizie din viața mea. Vreau să vă spun că stau aici de peste jumătate de oră și mă gândesc ce naiba pot să fac, boys. Am două alegeri. Prima alegere ar fi să stau pe partea criminalilor și să încerc să omor pe profesoarea mea și să fac toate chestiile astea, ca după să nu fiu pus într-o ipostază proastă, să fiu șantajat și toate chestiile alea. Sau, varianta 2, să merg pe partea poliției, pentru că cică profesoara mea cunoaște un agent FBI care ne-ar putea ajuta, boys. Ar fi pentru prima dată în viața mea când o să mă cunosc cu un agent FBI și totodată când o să văd care-i toată treaba asta cu serviciile secrete și foarte multe chestii. Și, boys, vreau să vă zic, m-am gândit și am luat o decizie și eu cred, gen, după părerea mea, că asta este decizia bună, boys. Mai exact, dacă, după cum știți, m-am uitat în cartea aceasta și scrie aici că dacă vreau să accept, accept să mă alătur FBI-ului, trebuie neapărat să scriu o scrisoare. Așa că, voi, după cum vedeți, am scris această carte și uitați-vă ce am pus în ea. Bună ziua, doamna Ardeleanu, o să vă accept propunerea în legătură cu agentul FBI. Ați auzit foarte bine, fraților, astăzi urmează să ne întâlnim cu un agent FBI și să vedem care-i treaba. Vreau să o prindem pe criminala aia, vă rog să-mi spuneți când să ne vedem. Așa că, voi, am luat această carte, am scris-o aici. În chestul ăsta o să pun cartea asta și totodată o să pun și cartea pe care mi-a lăsat-o doamna Ardeleanu, însă o să las o travalentă cu mine și o să-mi iau și telefonul și o să plec de aici pentru că nu vreau să mă prindă nimeni cum am uitat prin nefracție în casa profesoarei, boys. Deci oficial o să fie un episod foarte interesant pentru că urmează să vedem care-i treaba cu FBI-ul, boys. Eu acum o să mă duc acasă să vedem care-i treaba. O să aștept să vină doamna Ardeleanu, poate o să vină la mine la cabană, o să-mi zică ceva, habar nu am, însă ideea e că ea mi-a zis că dacă accept o să primesc eu o scrisoare. Urmează să aflăm. Hai să mergem în casă. Frașii surori, știți și voi că în ultimele zile nu prea am dormit, așa că am decis că bă, până o să se întâmple ceva, până o să vină doamna Adelianu sau ceva, o să mă culc puțin pe canapea, însă nu am putut să dorm nici măcar jumătate de oră, pentru că prostul ăsta de Alex m-a trezit rapid, a început să țipe la mine căci că s-a întâmplat ceva foarte, foarte ciudat. Alex, frățiorul, dormeam, spune și mie care-i treaba atât de ciudată care se poate întâmpla într-o tabără de vară, știi ce zic? Marius, se întâmplă chestii ciudate. A venit poștașul la noi. Hopa! Dar nu are sens, suntem în tabără, de ce primim scrisori? Da, Alex, lasă-mă să mă ocup eu. Mulțumesc că m-ai trezit totuși, adică îmi retrag cuvintele că ești prost și toate chestiile astea. Mulțumesc că m-ai trezit pentru că s-ar putea ca eu să aștept ceva, o scrisoare de la mama. Mi-a zis că o să trebuie ceva frumos, nu-i treaba ta. Ok, boys, hopa! Și profesor Ardeleanu a venit acasă, bro. Man! Aici, hai să vedem ce am primit în poștă. Let's go. 3, 2, 1 și... Secret de la FBI! Boys, am primit o scrisoare secretă de la FBI. Mamă, cât de mișto. Hai să vedem ce scrie ea. Let's go. Sunteți pregătiți? Hai să vedem ce scrie înăuntru, boys. În noaptea aceasta, ora 12:30 dimineața, la turnul de control de pe muntele din spatele casei tale. Să nu întârzi. Boys... Oamenii ăștia efectiv mi-au dat o locație. Deci în spatele casei mele e un munte și acolo e un tur de control și acolo trebuie să merg. Mamă, bă, sper să nu mă pierd sau ceva de genul. Dar uite-vă că și profesoara Adrianu a ajuns de acolo. Vreau să văd dacă are ceva legătură, gen știe despre ce s-a întâmplat. Let's go. Hai să vedem. Bună ziua, doamna profesoară. Nu vreau să zic de ce sunt aici. Vreau să știu doar dacă dumneavoastră v-ați prins de situație. Sper că nu ai spus la nimeni. Nu vreau să afle absolut nimeni. E foarte secret totul. Hai, taci, ne vedem acolo diseară. Bun, boys. Deci doamna profesoară Ardeleanu știe despre ce este vorba. Deci eu diseară trebuie să mă văd la, nu știu ce, munte, care ce e în spatele casei mele, la un tur de control. Ok, boys, o să plec pe la ora 11 seara, gen după ce adorme Alex, o să mă asigur că doarme și o să mă duc acolo, boys, ca să vedem care e treaba și sper să găsesc și să nu mă pierd sau să ajung naiba, domnule ferește, pe altundeva. Frașii și surori, s-a făcut noaptea și vreau să vă spun că am plecat acum o oră de acasă și sper să nu întârzi sau ceva, însă mă aflu în muntele din spatele casei mele și după cum puteți vedea, boys, dacă mă uit în sus, e acolo un tur de control. Băi, ideea e că nu sunt 100% sigur, nu vreau să zic că bă, ăla e, dar sper să fie ăla și avem aici niște scări, trebuie să urcăm pe ele, mamă, boys, realizați, urmează să... Opa! Profesor Ardeleanu sus, ok, deci ăsta e, urmează să mergem la o bază FBI, mamă, boys, sunt așa de entuziasmat, deci urmează să se întâmple.
Însă uitați-vă, gen, ideea e că eu stau acolo, aici este, da, deci după lacul ăla, boys, după acel lac, este casa mea, este tabăra acolo, știi? Și acum, gen, chestia asta multe lăsă se află lângă oraș, vedeți că sunt foarte multe apartamente și foarte multe chestii de genul. Hai să mergem sus, mă, văd că e mai multă lume pe acolo, boys, sper să nu se întâmple ceva ciudat. Let's go, mergem aici. Bun, bun, bun. Uitați-o pe profesoara Deleanu. Bună seara, doamna profesoare. Sper că nu am întârziat. Marius, ai venit. Cea mai bună alegere, dar nu uita, totul trebuie să fie un secret. Dacă cumva se aude ceva și desconspirăm FBI-ul, o să ajungem toți la închisoare. Hai să mergem, doamna profesoare, până la urmă. Nu, hai, vină după mine, pentru că urmează să facem ceva foarte, foarte interesant. Ok, uite că vine și ea după mine. Mamă, boys, uitați-vă, un agent FBI. Am ajuns la FBI bază secretă. Și înăuntru e un băiat pe nume agentul John. Bună seara, bună seara, domnule agent. Bună seara, domnule. Îți reamintim că aceasta este o operațiune 100% secretă pentru a prinde un criminal în serie. Înăuntru, mergi și vorbești cu agent John de la FBI. El o să spună toate detaliile pentru că el o să conducă operațiunea pe teren. Mamă mea, ok, ok. Îmi place maxim ce se întâmplă. Uitați-l pe agent John de la FBI. Deci, boys, aici este baza secretă FBI din munți. Eu nu vreau să cred că am ajuns aici, boys, ok? Bună seara, domnule John. Am înțeles de la colegul dumneavoastră că o să ne ghidați și o să ne explicați care e treaba cu toată această misiune. Bună seara, Marius și doamna Ardeleanu. O să încercăm să ne mișcăm cât mai rapid, pentru că nu prea avem timp. O să vă explic tot ce trebuie să faceți, așa că vă rog să fiți atenți. Bun, băie și fete, a intrat și agentul ăsta FBI înăuntru și cică urmează să ne facă instructajul. Deci, băi, fiți foarte, foarte atenți, pentru că acum, practic, o să auzim planul pentru a o prinde pe criminala aia nebună în serie, respectiv fosta mea iubită, pe nume Andra. Hai să vedem care e treaba. Domnule agent, sunt doar ochi și urechi. Ok, în primul rând, siguranța ta, Marius, este cea mai importantă. Hopa, îmi place să aud asta, băieți, o să fiți cu elicopterele sus, să nu cumva să mi se întâmple ceva. Trebuie ca întotdeauna să fii precaut și să te aștepți la un pericol. Nu știm când acea nebună scoate un cuțit sau mai rău un pistol, așa că trebuie să fim pregătiți. Băi, boys, corect, mamă, bă, se vede că băieții ăștia sunt de la FBI, adică, bă, lucră așa de profesionist, mamă, îmi place maxim, efectiv. Păi și, practic, am și o întrebare, cum o să fie asigurată siguranța, practic? În chest, ai o vestă anti-glonț, un pistol pentru autoapărare și un telefon vechi unde o să comunici cu noi. Mamă, boys! În chestul ăsta, man! Mamă, ok! Ok, ce avem aici? Avem o vestă anti-glonț pe care o să o pun pe mine. Mamă, uitați-vă cum arăt, boys. Deci am oficial o vestă anti-glonț. Am un pistol, un Glock, ganda, și că ăsta e doar pentru autoapărare. Se vede, boys, că uite, e foarte micuț, practic, dar e pentru autoapărare. Mamă, boys, ok, asta o să-l ascund undeva pe aici, nu pot să-l pun aici, nu? Și mai am încă un Nokia 1208, boys, cu care și că o să comunic cu băieții ăștia. Ok, știți că, boys, că FBI-ul nu vrea să fie depistat și folosește telefoane de-astea mai vechi. Mamă, man, cât de tare. Ok, bun. De la domnul agent de la FBI am înțeles totul. Domnule John, aveți să-mi spuneți și dumneavoastră ceva? Planul Marius este destul de simplu. Din câte ne-ai spus tu, trebuie să te întâlnești mâine cu ea. A, da, păi, și înainte să venim toți aici, le-am povestit tot ce știu. Efectiv, le-am zis de videoclipuri, de hacker și de toate chestiile astea. Adică băieții sunt informați 100%, să nu cumva să credeți că le ascund ceva sau prostii de genul. Aștept să te invite undeva și instant când te-ai invitat, ne sun pe noi și doar ai încredere, o să fim acolo. Nu o să ne întâlnim înainte sau ceva, pentru că riscăm să stricăm misiunea. Mamă, băi, băi. Deci dacă Andra îmi dă mesaj să ne vedem undeva, eu să zic la băieții ăștia, uitați-vă, deci le dau mesaj pe telefon, vedeți că ne vedem acolo și eu o să fie acolo, eu nu o să mă văd înainte cu ei. Trebuie să am 100% încredere. Păi, bă, vă dați seama dacă nebuna aia află că eu nu am omorât-o pe profesoară, o să mă moare toane ferește acolo, gen ăștia trebuie să fie neapărat acolo. Și apropo, ai făcut o treabă foarte bună că nu ai sunat la polițiștii din oraș, deoarece ei sunt corupți. V-am zis, boys, că nu trebuie să sunăm la polițiști pentru că nu-i cunoaștem, practic. Cred că este destul, dar nu uita, Marius, o las pe profesor Ardeleanu să-ți mai spună o dată. Deci profesor Ardeleanu mai trebuie să-mi zică o chestie odată? Ce chestie? Da, Marius, să nu încerci să faci vreo prostie. Dacă suntem desconspirați, ori suntem morți, ori ajungem la închisoare. Ai foarte mare grijă, ne vedem mâine seară frumoasă. Am înțeles, doamna profesoară. Vă mulțumesc și vouă, băieți. O seară frumoasă. Eu acum o să mă duc, ok, o să iau vestea asta de anti-gloss de pe mine și o să-mi pun toate chestiile aici să nu cumva să vadă băieții. O să mă duc acasă și cum am primit mesaj de la ea, vă și dau un mesaj pe Nokia-ul ăsta. Hai că o să plec de aici, boys, mamă. Deci, bă, efectiv am pirat de găină.
mine. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar am tremurat puțin, pentru că tocmai și am fost la FBI, baza secretă. Uitați-vă, boys, unde suntem efectiv, suntem într-o bază secretă de la FBI și acum, boys, eu o să mă duc acasă, o să mă duc acasă și o să încerc să nu cumva să trezesc pe Alex, pentru că de data aceasta, boys, chiar dacă Alex este cel mai bun prieten al meu, nu pot să-i zic de chestia asta și nu o să pot să-i zic niciodată, sau poate, dacă o să ne reușească, o să pot să-i zic, însă nu cred că o să am voie să fac chestia asta. În fine, o să vorbesc cu băieții de la FBI, hai să mergem acasă. Băieți și fete, tocmai ce am ajuns acasă și avem o mică problemă, Alex este la baie, deci probabil a observat că lipsesc. Însă probabil nu o să pune nicio întrebare. Hai să vedem dacă în cutiuța poștală mai e ceva, sperăm să nu. Ok, deci cât timp e la baie e foarte bine, pentru că o să mă duc și o să-mi pun în chestul meu, o să pun toate chestiile astea, o să pun vesta anti-glonț, Glock-ul, pistolul și Nokia. O să-l pun aici destul de ascuns. Uite aici jos, hopa, am o carte. Boys, ia să pun asta aici. Un mesaj necitit de la Andra. Bă, boys, și dacă a aflat că m-am văzut cu FBI-ul? Băi, sper să nu fie ceea ce cred eu. Bă, sper că nu a aflat că m-am văzut cu FBI-ul. Hai să vedem. Mâine seară în față la mall. Tic-tac, se scurge timpul și o să ai de suferit, Andra. Boys, nu a aflat. Deci mâine seară trebuie să mă văd cu ea în fața mall-ului. Păi o să anunț poliția și o să mergem acolo, boys. Mamă, mamă, boys, sunt de pe ultima 100 de metri. Să anunț poliția, man. Mamă, credeți că o să se descurce și că nu o să mă lase baltă? Sper, boys, pe bune să nu mă lase. Dimineața, frați și surori, îmi pare rău dacă par puțin somnoros sau ceva de genul, însă tocmai ce m-am trezit acum 5 minute și am venit de la baie ca să-mi fac treburile dimineața, să mă spăl pe dinți și toate chestiile alea, însă nici măcar nu am putut să-mi trag respirația, deoarece la ușa noastră, boys, a venit profesoara Ardeleanu și tot bate la ușă. Nu știu ce naiba vrea, urmează să mă duc să văd care e treaba cu ea. Însă, băieți și fete, nu uitați că astăzi este o zi foarte, foarte importantă și tocmai de aceea mă simt așa puțin rău și am foarte multe emoții. Și după cum știți, boys, din episoadele trecute, diseară trebuie să mă văd cu Andra în fața mall-ului ca să-i arăt dovada că am omorât-o pe profesor Ardeleanu și practic să terminăm toată chestia asta, gen. Adică este de fapt o șmecherie la mijloc, o să vină agenții FBI și o să o aresteze. Însă, după cum puteți vedea, boys, am toate chestiile astea cu mine pe care mi le-a dat agentul FBI, mi-a zis să le port non-stop pentru orice măsură de siguranță, gen să fie toată lumea în siguranță. Și am aici, am telefonul pe care le-am dat mesaj și le-am spus că, bă, băieți, diseară ne vedem la mall. Însă, momentan, boys, nu am primit niciun răspuns de la ei. Asta mi se pare destul de ciudat. Am pistolul pe care îl țin ascuns să nu cumva să se întâmple ceva. Aici am mâncare și telefonul meu și am și vesta anti-glonț, fraților. Însă, nu știu ce vrea profesor Ardeleanu. Hai să vedem care-i treaba. Let's go. Uite și pe Alex aici. Bună dimineața, Alex, frățiorul. Ai vorbit cu profesoara? Ce naiba vrea și de ce a venit la ora asta la noi la cabană? Băi, e foarte, foarte dimineața. Neața, bă, frate, a venit profa la noi la cabană. Ce naiba mai vrea? Aseară am dormit, nu am făcut nicio gălăgie. Exact, băi, ce naiba avea profesoara asta? Let's go. Bună dimineața, profesor Ardeleanu. Știți că sunt doar eu, Alex este înăuntru. Aveți ceva să-mi spuneți sau de ce ați venit aici? Bună dimineața, băieți, am trecut pe la voi ca să vă spun că astăzi nu luăm micul dejun deoarece plecăm în aproximativ o oră să vizităm orașul. Ok, mergem prima dată la ceva târg tradițional de aici și după mergem puțin și în parcul de distracții. Vă urez o zi frumoasă, ne vedem într-o oră. Ok, doar atât? Doar atât aveți de spus? Nu mai dat nimica? Ok, boys, ok. Deci, într-o oră, boys, plecăm în oraș. Asta o să fie destul de interesant. Alex, frățion, a vorbit cu doamna profesoară. A zis să te pregătești și totodată nu luăm micul dejun, pentru că într-o oră mergem să vizităm orașul. Prima dată mergem la ceva târg și după la parcul de distracții și bănuiesc că o să mâncăm acolo. Hai să ne pregătim. Frați și surori, tocmai ce am ajuns la târgul din oraș după aproximativ o oră de mers cu autobuzul, adică vreau să vă spun sincer că orașul ăsta e efectiv gigant. Deci după cum puteți vedea aici sunt mai multe tarabe, sunt vânzători, vânzătoare și uite-ți aici pe profesoara Ardeleanu care e singură cu vânzătoarea asta. Vedeți că băieții sunt acolo, nu știu care e treaba, urmează să merg să vorbesc și cu ei. Însă acum că am prins-o pe profesoara Ardeleanu singură, vreau să o întreb dacă băieții au primit mesajul. Bună ziua, doamna profesoară, am doar o întrebare așa. Băieții au primit mesajul, adică știți la ce mă refer prin băieții. Salut, elev Marius, mă uit de niște parfumuri în târg și chiar aș vrea ca în această mulțime de oameni să discutăm doar despre parfumuri și nu despre alte chestii, dacă înțelegi ce zic. Am înțeles, doamna profesoară, deci trebuie să fie 100% securizat totul, pentru că dacă nu e, o să intrăm la închisoare. Hai să vedem care e treaba. Ok, am înțeles. Bun. Dar uite, pe băieții ăștia stau aici la tabăra asta cu dovleci.
Bă, Alex, Matei, Ovidiu, ce faceți, bă, frățiorii? Care-i treaba cu voi, mă? Bă, Marius, bă, spune-le și tu la proștii ăștia că nu e bună prăjitura de dovleac. Eu vreau să merg la magazinul de lângă ca să-mi iau ceva prăjitură mai specială cu ouă proaspete. Cum să alegi prăjitură de dovleac când avem doar două variante? Sunt proști. A, deci ăștia vor prăjitură de dovleac și tu vrei prăjitură de acolo? Băi, băi, Alex, frățiorul, tu nu te uiți la vânzătorul ăla, băi. Mamă, bă, voi le vedeți pe ăsta? Mamă, ce ciudat arată băiatul ăsta, băi! Arată efectiv ca un criminal, man! Zici că e Jason, are masca aia lui Jason! Bă, frățiorul, ești sigur, man? Ești sigur că vrei să mergi prăjitura de acolo? Ovidiu, tu ce-ai, bă, frățiorul? Băi, credeți-mă că nici mie nu-mi place prăjitura de dovleac, dar cum a zis și Marius, uite-te la vânzătorul ăla, pe bune! Zici că e un criminal în serie, plus că cine știe ce naiba pune în prăjitura aia cu ouă proaspete, dar totuși parcă aș avea poftă, băi! Ce problemă au ăștia? Bă, băieți, bă, bă, eu zic să nu, eu zic să mă mâncați vă o prăjitură de dovleac, gen, și să nu mergeți la vânzător, pentru că uitați-vă cum arată, gen, e cam suspect băiatul ăsta, eu zic să nu, eu zic să nu, doar atâta vă zic, eu acum vă dau un sfat, voi face ce vreți voi. Bă, Marius, îmi pare rău să te dezamăgesc, dar și eu sunt curios ce gust are prăjitura aia, chiar dacă vânzătorul îmi dă fiori, eu zic că merită să încercăm. Bă, băieți, bă, nu e o idee bună, men. Bun, băie și fete, fraierii ăștia m-au convins să vin aici la tarabă, însă vă spun de acum că eu nu o să gust prăjitura. Uitați-vă la vânzătorul ăsta cum se holbează, băi. Efectiv, ăștia se holbează la mine și vânzătorul nu se uită la mine, băi, se holbează la ei. Băi, ați mâncat prăjitură de-a lui, bă, nu-i ok ce se întâmplă. Eu nu o să gust, mă, jur că eu nu pun gâra pe așa ceva. Băi, Marius, trebuie neapărat să cești tu prăjitura asta. E efectiv demențială. Știu că vânzătorul e ciudat și se holbează la noi, dar e prea dulce, bro. Nu, stai, știi că stau bine. Eu nu mănânc chestia lui băiatul ăsta care zici că e criminală. Bă, prăjitura e bună, dar mi se pare că e ciudat că nu acceptă banii pe ea. Băiatul ăsta nu vorbește, doar se holbează la noi. Dar până la urmă ce treabă are? Atâta timp cât prăjitura e bună. Nu știu ce să zic, frățioare, Ovidiu, adică, bă, destul de ciudat că, uite-te-vă, ăsta se holbează la toată lumea, mamă, uite-vă ce ciudat e vânzătorul ăsta, bro. Bă, se holbează efectiv la toată lumea. Se holbează și la mine acum, bro! Mamă, se uită la mine. Bă, Matei, frățioare, ai mâncat prăjitură? Genială prăjitura, sigur nu vei să încerci și tu? Oricum, parcă e ceva ciudat la mijloc. Da, bă, băieți, bă, vă spun eu ce e ciudat la mijloc, vânzătorul ăsta, știi ce zic, unde-i doamna? Ia, uite-o pe profesoara Ardeleanu. Stai să mai întreb. Deci, bună ziua, doamna profesoară, cum decurge situația? Mario, sper că diseară știi ce facem cu toții în tabără. Este o activitate foarte importantă și nu vreau ca nimeni să întârzie. Mamă, voi zici, profesoara Ardeleanu, bă, le vorbește pe coge, vorbim așa codat să nu afle nimeni. Da, am înțeles, doamna profesoară, diseară știm unde ne vedem, toată lumea știe. Deci asta înseamnă, boys, că băieții de la EBA au primit mesajul. De-aia știe că se întâmplă ceva diseară. Bă, în fine, mai pierdem timpul pe aici, boys, și după mergem și în parcul de distracții. Băieți și fete, ghiciți de ce nu putem noi să ne distrăm în parcul de distracții? Pentru că ăștia trei proști efectiv nu mai pot de dureri de burtă. Bă, eu v-am zis, bă, că prăjitura aia are ceva în ea, nu trebuia să o mâncați. Efectiv, băiatul arăta foarte, foarte dubios. Normal că vă doare burta și că nu vă puteți mișca, bro. Prăjitura aia era foarte, foarte ciudată. Foarte amuzant, Marius. Doamne, oare ce-o fi pusă la prăjitura noastră? Ce psihopat. Băi, nu știu neapărat dacă a pus ceva ciudat. Poate doar erau alimente expirate sau ceva. Însă, băi, eu v-am zis, mamă, ce bine că eu n-am mâncat nimic. Vedeți, boys, pot să zbur pe aici. N-am absolut nicio treabă. Bă, dar ăștia sunt terminați. Vreau, băga prăjitură. Da, tu, Ovidiu, ce zici, frățioro? Vă spun sincer, la cum arăta băiatul ăla și având în vedere că nici nu a zis nimic și nici nu ne-a luat banii pe prăjitură, nu m-ar mira dacă am fi mâncat carne de om. Arată ca un criminal în serie. Da. Oh, n-ai mă, bă, Ovidiu, frățioru. Băi, eu zic că n-ați mâncat carne de om. Eu zic că ați mâncat mâncare expirată, maxim. Adică nimica mai mult. Tu, Matei, frățioru, cum ești? Băieți, poate doar am avut ghinion, dar totuși, toți trei să le simți rău. Eu zic să mergem peste el. Da, bă, Matei, o să mergem peste el. Du-te tu, băi, peste ăla, știi ce zic? Lasă, bă, vă doare și pe voi burta o zi, două, maxim. Nu muriți aici, știi ce zic? Domnule, ăla e mare criminal în serie. Auzi, boi, să le enervăm pe vânzătorul de la târta. Ce am luat o razna de omoară la pătă, știi ce zic? Unde-i doamna? Ia uite pe profesor Ardeleanu. Mamă, ce mișto. Boi, uite-vă cât de mișto arată roata asta, foarte, foarte tare. Acolo avem mai multe chestii cu care ne putem distra prin parcursul ăsta de distracție. Domnișoara profesoară, care-i treaba? Cât mai stăm pe aici? Excursa mai durează 2 ore, vă puteți plimba prin parc fără grijă.
Am înțeles, boys. Bă, 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 băieți, eu vă las pe voi aici și mă duc să mă plimb așa puțin, știi ce zic? Dar să zici că revin, mamă, ce proști, boys. Ok, băi, eu vă anunțez în continuare, nu prea am o treabă cu excursia, însă mi-e foarte, foarte frică de ce urmează să se întâmple diseară, bro. Băi și fete, ghițișe, ăștia trei proști vor să mergem acasă, pentru că cică nu mai pot de dureri de burtă și vor să meargă la baie. Ah, wow, chiar vreți să mergeți la baie? Păi eu zic să vă țineți pe voi, mă, dacă ați mâncat prăjitură de aia, știi ce zic? Băi, avem nevoie neapărat la baie și parcul ăsta e doar una. Ce facem? Facem curând, trebuie să mergem acasă. Da, băi, bă, eu zic că ar fi bine să mergem acasă, oricum n-avem ce să facem în parcul ăsta de distracții. Și am nevoie la baie. Doamne, ce a fost în capul meu să mănânc prăjitura aia cu ouă proaspete. 100% alea au fost ouă proaspete. Ia zi, Matei. Haideți, băi, să mergem rapid să o găsim pe profesor Ardeleanu ca să mergem naiba o dată acasă. Doamne, ajută-ne. Bă, profesor Ardeleanu e aici. Boys, unde-i profesoara Ardeleanu? Bro? E cumva roata aia? Nu crede că nu merge roata. Frați și surori? Profesoara Ardeleanu? Unde e, bro? Ok, poate doar s-a dus să-și ia ceva de mâncare sau ceva? Uite, acolo e baia, băi, nici acolo nu e, what? Boys, unde naiba e profesoara Ardeleanu? Băi, e ciudat, ia stai că mă pun să o caut. Frați și surori, este o situație foarte, foarte ciudată. Am căutat-o 3 ore pe profesoara Ardeleanu în tot parcul și în continuare nu am găsit-o. Am dat un mesaj la băieții de la FBI ca să-i întreb dacă, bă, a mers cu ei sau care e treaba cu ea. Alex e pe WC-ul acolo, nu o să-l deranjez. Însă s-a făcut seara, boi, și în câteva ore o să trebuiască să merg la mall ca să mă întâlnesc cu Andra. Boys, dar voi vedeți, e ceva aici? Nu. Mamă, dar stai să vedem. Mamă, deci, boys, profesoara Ardeleanu e de negăsit. Eu împreună cu băieții am luat un taxi, un Uber respectiv, și am venit acasă. Mamă, dar în casă e ceva, boys? Ia să vedem, poate e vreun bilet sau ceva de genul. Bro, nu e nimic în casa ei. Bro, unde a dispărut profesoara Ardeleanu, men? Bă, sunt speriat. Mamă, nici mâncare nu mai are. Băi, frații mei, deci există două posibilități. Ori profesoara Ardeleanu s-a dus cu băieții de la FBI, gen, și a trebuit așa să iasă din peisaj, gen, și eu mă panichez degeaba, însă ăștia nu mi-au răspuns la telefon, sau profesoara Ardeleanu a fost răpită. Bro, vreau, nu știu ce să zic, man. În fine, băieți, băi, eu o să mă duc în cabană, o să aștept să treacă puțin timpul și după o să merg spre mall, să vedem care-i treaba acolo. Bun, băieți și fete, am ajuns la momentul pe care l-a așteptat toată lumea. Ei bine, după cum puteți vedea, chiar acum mă aflu în fața mall-ului, însă după cum puteți vedea, nu e absolut nimeni pe aici, așa că, nu știu, mă gândesc să intru înăuntru, să nu văd nicio Andra sau ceva de genul, dar poate ar trebui să merg în parcarea subterană și după cum puteți vedea, boys, am văzut agenții FBI, însă în continuare nu văd pe profesor Ardeleanu. Nu o să mă duc la ei pentru că nu vreau să-i desconspir sau ceva de genul. Vedeți, acolo este agentul John și agentul FBI sunt după acei copaci, ok. Însă ia să vedem, boys, poate ceva în chestul ăsta. E o carte cu punct. Bro, what? Intră în parcare. Mamă, boys, o să trebuiască să intru în parcare. Asta e destul de nașpa, nu știu dacă băieții o să poată să avanseze. Mamă, boys, asta e destul de nașpa. Ok, o să-mi pun vestea antigloz pe mine. Și o să trebuiască să intru în parcare, boys. Acolo bănesc o să mă întâlnesc cu Andra și cu hackerul. Mamă, dar băieții de la FBI nu poate să intre, nu știu, boys. Ok, hai să mergem în parcare. Mamă, boys, mi-e frică maxim. Mamă, ok, boys, mergem încetişor. Mi-e frică maxim, vă spun, mi este foarte, foarte frică. Ok, în parcare, după cum puteți vedea, momentan nu văd pe nimeni. Aici iar nu e absolut nimic. Ok, boys, ok, bă, deci bă, mă simt ciudat rău de tot, man. Hopa, poate ceva acolo. Hai să vedem, mamă. Ok, boys, bă, mi-e frică maxim. Hopa, poate ceva pe aici. Boys, Hopa. A, ba nu, aici intri în mall. A, boi, zici intrarea de la mall, mamă, totul e gol. Boi, trebuie să mă duc în parcare, dar nu-i văd pe ei în parcare sau ceva de genul. Nu-i văd pe ei în parcare. Sau ia să mă duc mai în față să vedem dacă găsim ceva. What the fuck, uite acolo un anvil. Uite un chest! Bro, mamă, băi,
Băi, nu e nimeni în parcare. Ba, mă, boys, o fi că fac protocoluri de-alea de securitate. Trebuie să mă plimb peste tot. Ia, ce-i incestul ăsta, boys? Let's go. Ia să vedem, ce-i asta? Poză. Ce ne-ai băi cu poza asta? Ia să ne uităm. Boys! Cumva aia e profesoara Ardelianu din celulă? Băi! Profesoara a fost răpită de Andra și de hacker. Man! Băi! Ce carte asta? Ha, băi! Ce se întâmplă? Mamă, trebuie neapărat să zic la bici de la FBI, dar stați înainte să citesc cartea. Deloc inteligent să implicați FBI-ul în joc. Foarte, foarte proști ați fost. Însă, dacă tot s-a implicat o instituție așa de mare în cearta noastră, am ales să nu o mai omor pe doamna profesoară. What? Așa că, dacă vreți ca doamna Ardeleanu să trăiască, ne vedem tot aici peste 48 de ore. Dar, voi trebuie să faceți rost de $1,000,000 și să fii doar tu, Marius. Dacă cumva miros sau văd vreun polițist, profesoara o să fie împușcată direct în cap. Ha, tic-tac. Mamă, boys! Criminala asta ce s-a gândit, ea mea și s-a gândit că, băi, acum am pe profesor Ardeleanu și pot să o omor, însă nu o să o omor. O să profit de chestia asta și o să cer $1,000,000. Mamă, băi, trebuie neapărat să mă duc la agenție FBI și să le zic că în 48 de ore trebuie să facă rost de $1,000,000 dacă o vrem pe profesor Ardeleanu în viață. Mamă, ok, să mergem rapid, boys, și să vedem... Să vedem care-i treaba. Nu știu cum o să reacționeze și totodată nu știu ce naiba trebuie să fac, boys. Mamă, voi ce credeți? O să supraviețuiască profesoara? Și surori, în momentul de față mă aflu la sediul secret al celor de la FBI. Pentru că, după cum știți și voi, băieți și fete, avem o problemă foarte, foarte mare. Profesoara mea din tabără a fost răpită de o criminală în serie. Și știți și voi povestea, boys, acea criminală în serie este fosta mea iubită, așa că m-am adunat aici împreună cu agentul John și cu un agent FBI, care sunt singurii doi oameni care lucrează la FBI din orașul nostru, și trebuie să facem un plan ca să o recuperăm, boys. Trebuie să o recuperăm pe doamna profesoară cât mai rapid, însă există, așa să spunem așa, un as în mânecă, însă nu aș vrea să-l numesc așa pentru că s-ar putea să fie doar o capcană. Criminala, boys, după cum știți și voi, a cerut $1,000,000. A cerut $1,000,000 de la FBI, așa că, boys, m-am gândit că, băi, treaba este foarte, foarte simplă, nu? Adică, efectiv, am putea, gen, nu, domnul agent George și domnul agent FBI, să cereți dumneavoastră $1,000,000 la FBI ca să o recuperăm pe doamna profesoară. Adică, până la urmă, ce e $1,000,000 pentru FBI, gen, cei mai șmecheri polițiști din lume? Bănuiesc că nu e o sumă foarte, foarte mare și astfel am putea să o recuperăm pe doamna profesoară. Sau, domnul agent George, aveți alt plan, gen, ca să o recuperăm? Marius, nu vreau să te sperii sau ceva de genul, dar răspund cât de sincer pot că suntem într-o situație foarte, foarte proastă. Hopa! Ok, m-ați cam speriat să vă spun sincer cum adică suntem într-o situație foarte proastă. Pe lângă faptul că am fost desconspirați și că acum acea criminală știe că FBI-ul e pe urmele ei, a mai fost răpit și un civil. Profesor Ardeleanu este în mare pericol și avem un timp limitat de 48 de ore să facem rost de $1,000,000 pentru a salva-o. Foarte simplu. Dar nu putem să facem asta. Nu putem să facem rost de atât de mulți bani. Eu nu înțeleg, cum adică nu putem să faceți rost de atât de mulți bani? Păi știi ce se întâmplă cu profesor Ardeleanu? Și pe lângă asta și dacă o moară. Băi, agentul John, băi, stați că nu înțeleg, băi. Domnul agent TV, bă, lămuriți-mă și pe mine. Cum adică nu putem să faceți rost de $1,000,000, boys? Adică, cu gen, nu sunteți poliția americană, cea mai șmecheră poliție, putem să facem orice, care-i treaba, gen, ce putem să facem? Nu merge chiar așa, Marius. Nu putem face rost de $1,000,000. Uite, având în vedere că un civil a fost răpit și e în pericol, a mai fost și desconspirați, putem spune că misiunea a eșuat. Așa că nu putem să mergem la șefii noștri să le cerem $1,000,000. Ne-ar da 2 șuturi în fund și ne-ar și concedia. Da, aici au dreptate, boi. Practic, misiunea este un mare, mare eșec. Așa că trebuie să facem alt plan, boys, ca să salvăm pe doamna profesoară. A, apropo de șefii noștri, băieți, voi vedeți cine e afară? Cum adică cine e afară? Hopa! E cineva afară, boys. Ok, hai să vedem cine e afară, boys. Ok. Hopa! Hopa, boys! Cine a venit aici? Cu un elicopter de poliție, șeful FBI și 2 soldați. What? Bă, ce-i cu voi? Bună ziua, cu ce ocazie ați venit pe la noi?
Tu cine naiba ești? În fine, îl caut pe agentul John. Agentul John este chiar acolo înăuntru. Avem foarte multă treabă. O creatură gigantică a ajuns în orașul ăsta și face ravagii peste tot. What? Distruge clădiri, mănâncă mașini, omoară oameni. Trebuie neapărat să facem ceva. Haideți toată lumea înăuntru. What? O creatură gigantică? Bun, ne-am adunat toți înăuntru, fraților, însă domnul șef de la FBI, vreau să mă lămuriți și pe mine așa puțin. Cum adică o creatură gigantică se află la noi în oraș și distruge totul? Că chiar nu înțeleg ce vreți să spuneți. Oameni buni, suntem într-o situație de alertă. Știu că poate nu o să vă vină să credeți și tocmai o să auziți, însă din păcate este reală. Godzilla a venit la noi în oraș și e pe cale să distrugă tot în această noapte dacă noi nu acționăm. What? Godzilla? Bro, eu nu cred chestia asta până nu o văd. Suntem singurii agenți FBI din această zonă și trebuie să ne asigurăm că toată lumea supraviețuiește acestei tragedii. Nu o să stau să vă explic pentru că nu avem timp. Aveți în acest chest un articol de la ProTV unde scrie totul despre întâmplările din această noapte. Domnul șef de la FBI, abia a început noaptea. Acum adică ce întâmplări sunt în această noapte? Ce avem aici? Articol de la ProTV. Ia auziți aici, băi, ce hai să citim. Articol ProTV. Doamnelor și domnilor, vrem să vă anunțăm încă de acum că informațiile următoare sunt cu un puternic impact emoțional. În această seară, mai exact acum 2 ore, într-un oraș din sudul țării a ieșit din ocean monstrul Godzilla. Boys, asta e un articol de la ProTV. Băi, deci băi, eu nu cred. Eu nu cred până nu văd. Da, oameni buni, ați auzit foarte bine, nu este nicio glumă sau vreun film de acțiune. Monstrul Godzilla merge liber în sudul țării noastre și avem un timp limitat în care trebuie să-l omorâm, pentru că dacă nu o facem, o să ne omoare el pe noi. Monstrul devine din ce în ce mai puternic cu fiecare om pe care îl mănâncă. Autoritățile din zonă și agenții FBI se ocupă la ora actuală de rezolvarea problemei. Vom reveni cu noutăți. Ok, acum vreau să vă spun că de sincer pot, că sunt foarte, foarte speriat. Am înțeles despre ce este vorba, domnul agent de la FBI, însă întrebarea mea este, eu ce caut aici? Eu sunt un simplu copil cu o vestă anti-glonț. Eu zic că ar trebui să mă retrag, că nu. Eu zic că n-am ce caut aici, frate. Și ce zic? Și tu, agentul John, zi pe bune, frățiorul. Eu am fost pus aici ca să prind un criminal în serie, nu un monstru din filmele de acțiune. E la fel de rău, practic. Șeful, să știi că te poți baza pe noi, băiatul ăsta Marius ne poate ajuta să batem monstru. Alo, calmează-te, John! Frățiorul, cum adică vă pot ajuta să bateți monstru? Nu vă ajut, nu, eu plec acasă că sunt copil, alo! Eu plec acasă! Însă nu știu ce putem face noi 6 oameni în total, sunteți 5! Sunteți 5, nu sunteți 6, că eu nu mă bag, alo! Corect, șeful, 6 oameni versus un monstru nu e bine deloc. Eu zic să sun la birouri, să trimite echipe de sute de oameni. Avem nevoie de o tonă de arme ca să dăm jos monstruozitatea aia. Eu nu înțeleg de ce zice 6 oameni că sunteți numai 5. Bă, vă rog eu, lăsați-mă pe mine în pace. Deci da, ne-am înțeles. Eu o să plec acum acasă, mă duceți acasă, chemați o mașină și mă lăsați pe mine. Și vă duceți voi să vă bateți cu monstrul vostru. Eu zic că e perfect așa, nu? Ok, tocmai ce am primit o informație groaznică. Dacă în 30 de minute nu oprim creatura, suntem toți morți. Fraților, asta nu e deloc de bine. Am nevoie de voi, trebuie să mergem toți la podul Caselo. Știți unde e? Habar n-am unde e podul Caselo, frățiorul. Sunt nou în orașul ăsta, am venit în tabără. Aveți jos 2 mașini de poliție. Noi o să vă urmărim cu elicopterul. Sper că știți traseul. Podul Caselo, știți cumva voi unde e podul Caselo? Podul Caselo, pe acolo trec în fiecare dimineață înainte să merg la muncă. Haideți după mine, Doamne ajută. Mergeți după el, că eu nu vin. Hai, am apăsat pe hai, mamă, ok. Agentul FBI. Ok, hai să mergem, sper că ați chemat întăriri dacă nu suntem morți pe bune. Ok, băi, și vedeți, se poate că nu mai am nicio șansă. Trebuie neapărat să mă alături acestei echipe ca să distrugem monstrul Godzilla. Ok, băieți, deci ce a zis ăsta? Că jos avem 2 mașini de poliție. Păi hai să mergeți, veniți cu mine, băieți. Ok, bun, hai că vin cu mine. Deci trebuie să mergem jos la cele două, hopa. Deci trebuie să mergem jos la cele 2 mașini de poliție. Haideți, veniți cu mine, mamă de dar de ce nu putem să mergem și noi cu elicopterul, boys? De ce nu putem să mergem și noi cu elicopterul? Hai să mergem pe aici. Let's go, mamă, ăștia vin după mine. Haideți, veniți. Ok, se aude deci elicopterul ăla, mamă. Bă, agentul John, te miști, zici că mă, băi, alu, mai repede, la că ne omoară ăștia. Știi ce zic? Ia pe unde trebuie să o luăm, pe aici? Mamă, e destul de complicat traseul ăsta. Mamă, e destul de complicat, dar unde nici mașinile, boys? Mamă, am agentul John, agentul FBI, că vă mișcați, bă, zici că
Deci că nu e un monstru de ăsta. Hop, hai că ajungem acum rapid. Boys, dar vreau să ne văd mașinile, pentru că momentan nu le-am rază de viziune. Hopa, uite-le acolo. Mama, ce tu s-a pierdut pe drum. Vino și tu, frățiorul. Ok. Haideți-mă toți, ok. Uite acolo, mașinile de poliție. Deci în mașinile astea de poliție trebuie să ne urcăm noi, ca după să mergem la podul Caselo. Agentul John, tu conduci frățiorul, pentru că sunt două. Păi eu mă bag, uitați-vă, deci știți cum facem. Mă bag în prima cu agentul John, tu agentul FBI mergi pe acolo. Hai să mergem rapid la podul, la podul Caselo. Frați și surori, cred că avem o problemă. În momentul de față ne aflăm pe podul Caselo. Agentul John ne-a condus până aici și după cum puteți vedea, nu este absolut nicio Godzilla, niciun monstru, gen, un monstru de ăsta nașpa sau ceva de genul. Deci, boys, care poate să fie treaba? Vedeți, sunt foarte mulți soldați, a chemat șeful de la FBI, foarte mulți soldați. Însă, unde-i monstruozitatea, domnul agent John? Sigur, suntem pe podul Caselo. Șeful, vă jur că aici este podul Caselo, știu locul ăsta prea bine. Tu, agentule, pot confirma și eu, ăsta e podul Caselo, unde e creatura? Boys, poate doar o farsă, poate doar o farsă și creatura nu a fost aici niciodată și acum urmează să ne spună șeful de la FBI că a fost o foarte, foarte bine gândită glumă. Nu e așa, șeful de la FBI, a fost o glumă, nu? Domnilor, am altă veste care o să vă șocheze. Da, ăsta este podul Caselo, însă creatura noastră nu se mai află momentan aici, ci se află pe podul Fieldo. Hopa, eu știu unde e asta, podul Fieldo, pe aici vin noi cu autobuzul. Efectiv, vis-a-vis de podul Caselo, e la vreo 10 minute sau ceva de genul. Dar de data aceasta, creatura nu e singură. What? A venit și o altă creatură, o gorilă gigantică. Se bat între ele. Haideți să mergem rapid acolo, mie nu vine să cred chestia asta. E cumva Godzilla cu King Kong? Se bat la noi în oraș, eu nu cred chestia asta până nu văd. Hai să mergem neapărat pe podul Fieldo, hai, hai, hai! Frați și surori, după 10 minute de mers cu mașina, am ajuns pe podul Fieldo și vreau să vă spun că nu cred ce tocmai se întâmplă în viața mea. După cum puteți vedea, boys, chiar acum în fața ochilor mei se află gorila King Kong, care este efectiv gigantică. Acolo sunt foarte, foarte multe elicoptere de astea și acolo, boys, este Godzilla. Uitați-vă efectiv la chestia asta. Mie nu vine să cred ce tocmai vedem. Deci sunt destul de puțini soldați. Domnul șeful de la FBI, cum o să dăm jos aceste două creaturi gigantice? Toată lumea să stea calmă, soldații noștri se ocupă. Elicopterele o să inimicească pe acești monștri. Am înțeles, boys. Acolo sunt elicopterele. Păi și ăștia o să moară sau care-i treaba? Wow, chiar reușim să-l învingem. Totuși cred că cel mai mare noroc îl avem cu bărcile, deoarece îi împușcă la picioare unde sunt slabi. What? Avem și bărci? Boys, avem cumva bărci? Eu vreau să văd chestia asta, ia stați. Avem bărci? Sunt bărci undeva pe aici, gen? Sunt bărci de poliție? Fraților, uitați-o pe Godzilla. Mamă, și sub ea sunt bărci de poliție. Boys, să sărim acolo. Ia stați puțin să intre pe ăștia. Domnul agent John și agentul FBI, avem voie să sărim pe bărcile alea? Marius, să nu te gândești la vreo prostie. Boys, eu trebuie neapărat să văd pe Godzilla asta mai aproape decât aici pe pod, pentru că nu prea pot să văd așa în splendoarea ei. Deci mie nu vine să te cred, oh my god. Mamă, să sar în apă, boys. Să sar în apă, uitați-vă la ea cât de mare e efectiv. Am sărit, boys, ok. Ok, și asta este o barcă de poliție. Poți să iau barca? Am luat barca de poliție, boys, uitați-vă. Mamă, uitați-vă la creatura asta, Godzilla. Mama, este efectiv gigantică, boys. Ia să mergem așa puțin în spate să ne uităm la ea. Holy shit, uitați-vă la coada ei, bro. Este efectiv gigantică. Hai să mergem, mamă, sper să nu o enervez sau ceva de genul. Hai să mergem și la King Kong ăsta. Oh my god, boys. Și ăsta este foarte, foarte înalt. Efectiv, nici măcar nu pot să-l văd așa, pentru că este foarte, foarte înalt. În fine, boys, eu o să trag aici pe dreapta și o să las polițiștii să-și facă treaba ca să distrugă aceste creaturi gigantice. Frați și surori, după o noapte nedormită, plină de bătălii, vreau să fac un anunț foarte, foarte important. Oficial, orașul în care ne aflăm nu mai are nicio Godzilla și nicio gorilă ciudată aici acasă, gen ca să
perturbure liniștea și să facă ravagii, pentru că agenții FBI s-au ocupat de tot și oficial, boys, ne aflăm acum pe podul Fieldo, mai sunt anumite avioane care circulă pe aici, însă după cum puteți vedea, boys, totul este gol și tot orașul este în foarte mare siguranță. Domnul șef de la FBI, vă mulțumim totuși că ați venit aici să ne salvați și totodată eu zic că toți am făcut o treabă foarte bună, nu? Bravo, ne-am făcut treaba și am salvat orașul. Vă felicit pe toți, sunteți niște eroi. Acum eu vă las să vă întoarceți înapoi la treabă. Zi frumoasă. Zi frumoasă și dumneavoastră, domnul de la FBI. Agentul John, agentul FBI, știți ce avem de făcut. Și partea foarte proastă este că mai avem 24 de ore. Înainte mai aveam 48 de ore la dispoziție să facem noi de banii aia, gen ca după să ne vedem să o recuperăm pe doamna Ardeleanu. Însă acum mai avem doar 24. Am trecut cu bine și peste asta, dar acum trebuie să revenim la cazul nostru. Prinderea acelei criminale și liberarea profesoarei. Eu zic că trebuie să ne reîntoarcem la bază. Domnul agent FBI, haideți toți la bază, mâncăm ceva și după punem planul la care pentru a prinde criminala. Fraților, ce credeți? O să reușim să prindem criminala? Noi acum o să mergem la bază. Da și surori, în momentul de față mă aflu aici alături de agentul John și de celălalt agent de la FBI. Ei bine, fraților, băieții ăștia doi mi-au dat o veste foarte, foarte bună. După cum știți, boys, astăzi este ziua cea mare. Astăzi este ziua în care criminala aia de Andra, adică fosta mea iubită, trebuie să fie prinsă și totodată profesoarea mea trebuie să fie eliberată. Deci, boys, astăzi este ziua cea mare. Și băieții ăștia doi mi-au zis că au făcut rost de un plan foarte, foarte bun. Ați auzit foarte bine, fraților. E un moment de fericire. Avem un plan. Avem un plan să prindem criminala și eu zic că asta este, bă, este o veste super, super bună. Ziceți și voi de nu. Însă acum urmează să auzim planul. Să vedem dacă e bun pe bune sau doar lor li se pare că este bun. Hai să auzim planul. Agent John, spune-mi ce ai de spus. Marius, mai avem foarte puțin timp rămas, mai exact 12 ore, exact, băi, efectiv acum e ora 12 dimineața și diseară la miezul nopții, trebuie să ne vedem în parcarea mall-ului ca să-i dăm lui nebuna aia $1,000,000, dar noi n-am făcut rost de $1,000,000, vreau să au planul, hai să vedem, let's go. În 12 ore va trebui să ne vedem cu acea criminală la mall ca să o salvăm pe profesoara Ardeleanu. Eu împreună cu agentul FBI ne-am gândit toată ziua la un plan bun și în cele din urmă am venit cu unul care mie mi se pare extraordinar. Hopa, ok, hai să auzim. Este foarte puțin probabil să eșueze. Așa că, în momentul în care te crezi pregătit, te rog să te uiți în chestul din fața ta. Hopa, deci agentul John are un plan bun. Ok, ok, îmi place de tine, agent John, îmi place de tine. Hai să vedem care e planul. Deci, dacă deschizi chestul ăsta, o să văd planul. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... ok... Avem aici niște lingouri de aur, 4 cu 4, 4 cu 5, ah, deci avem aici 17 lingouri de aur și o carte cu acte de la Amanet. What? Stai că nu prea înțeleg, hai să citesc, deci nu prea înțeleg, hai să vedem. Să citim asta. Acte pentru dovedirea originalității aurului, 17 ori lingou 1 kg, preț cumpărare $1,000,000, garanție 12 luni. Deci ăsta, boys, este aur în valoare de $1,000,000. Ok, deci ăsta e planul, gen, să-i dăm $1,000,000. Adică ăsta e aur în valoare de $1,000,000. Deci ați făcut rost de $1,000,000, nu? Ok, ok, păi da, e un plan bun, logic. Păi ăsta era până de la început, gen, trebuia să facem rost de $1,000,000. Nu e așa? Ei bine, aici nu sunt chiar 17 kg de aur. De fapt, nu este niciun kilogram de aur. What? Lasă-mă să-ți explic planul, Marius. Ok. În chestul pe care tocmai l-ai deschis se află 17 lingouri de aur care, ce să vezi, sunt false. Hopa! Hopa, asta nu-i bine. Sunt false, însă stai liniștit că acea criminală o să le accepte cum le vede, deoarece spre deosebire de dolari, aceste lingouri nu pot fi urmărite. Astfel o să poată să facă orice vrea cu banii ăștia. Exact, boys, mamă, s-au gândit bine rău de tot, pentru că aurul nu e gen, nu e traceable, adică nu poate să fie urmărit, boys. Efectiv, dacă ai un lingou de aur și îl vizi undeva, nu e schis într-o bază de date sau ceva de genul. Aurul sunt banii tăi proprii. Ok, ok, hai să vedem. Păi bun, și îi dăm aurul și atâta, gen, nu o prindem și noi sau ceva
de genul. Dar desigur, nu o să lăsăm să scape. Hai să vedem, să auzim planul. Chiar dacă scapă cu bani falși, acele acte pe care le-ai văzut au ceva special în ele, în ele. Mai exact, pe fiecare pagină se află o foiță transparentă care are un sistem GPS. Hopa! Deci pe aurul ăla și pe actele alea, băi, se află un device de urmărire, adică un GPS, ok. Hai să vedem. Exact, fraierul o să fie urmărită prin GPS fix din momentul în care pleacă. Dar planul ăsta nu se poate face în 3 oameni, avem nevoie de mai mulți. Astfel, eu cu agentul John am aflat de existența unor agenți secreți din zonă. Și chiar acum vom merge la ei să le explicăm situația, pentru că ei trebuie să ne ajute cu urmărirea criminalei. Cum sună planul? Boys, planul sună foarte, foarte mișto. Deci noi îi dăm lui Andra, lui fosta mea iubită, îi dăm lingourile alea de aur și care au ceva GPS pe ele și după urmărim, o prindem și o arestăm. Eu zic că sună destul de bine, n-are ce să meargă prost. Însă haide să mergem să vedem agenția secretă, nu? Frați și surori, am coborât de pe muntele unde se află baza secretă de la FBI și uitați-vă că tocmai ce ne-am întâlnit cu agenții secreți. Băi, agent Pablo și agent Chapo, voi, ăștia nu prea par mie niște agenți secreți până la urmă, adică nu vreau să fiu răutăcios sau ceva de genul, dar agent Pablo arată ca un fermier și agent Chapo ca un artist de ăsta la 50 de ani, adică băi, numai agenți secreți nu sunt ăștia. Agent John, care e treaba cu băieții ăștia? Marius, îți fac cunoștință cu singurii agenți secreți din zonă, agent Pablo și agent Chapo. Ei o să ne ajute în prinderea criminalei, mai exact diseară, o să fie în parcarea mall-ului și în momentul în care criminala pleacă cu banii, ei o să o urmărească, ok? După ce discutăm cu ei, trebuie să mergem la o altă cunoștință de-a mea care ne-a făcut rost de o mașină specială pentru transportarea prizonierilor. Băi, agent John, adică acum te înțeleg că ești agent secret, ești maker, nu știu ce, dar parcă prea multă lume e implicată în planul ăsta. Adică, băi, băgăm și pe băieții ăștia care eu fac pariu că nu sunt agent secret, uitați-vă la ei cum arată efectiv. Mai băgăm și pe tovarășul tău, păi dar nu află tot orașul. Agent John, nu vreau să te insult sau ceva, știu că ești profesionist, dar ți se pare ok să implici așa de multă lume în acest plan? Adică dacă cineva ci lipește și ne dă de gol, eu zic să ne calmăm, că în curând o să afle tot orașul, exact, băi, agent John. Însă acum n-am ce să vedem, suntem numai noi trei, cu ăștia doi și cu încă unul suntem 6 oameni. Eu zic că 6 oameni e destul să oprim, eu zic că 6 oameni e destul, deci asta o să meargă cu mașina asta în fine. Băi, agent Pablo, acum nu vreau să fac mișto de tine, dar tu ești agent secret, fără ți-o zici că ești fermier. Băi, puștule, chiar fermier sunt. Ai auzit vreodată în viața ta ce înseamnă agent secret? Ca să-ți explic. Așa ca la proști. Ideea e că să fii agent în secret, adică să nu-și dea nimeni seama. Da, are logică, băi, da. Ok, sunt și eu puțin cam prost, are logică. Sunt agenți secreți pentru că sunt agenți în secret. Adică dacă îl vezi pe el, nu te gândi că e un agent secret. Vai de voi, generația asta abia gândește. Ia tu, agent Chapo. În fine, am înțeles tot ce trebuie să facem. Agentul John ne-a spus tot. O singură întrebare mai am. Avem undă verde dacă criminalul încearcă să scape? Putem trage în ea? Că dacă nu, o să fie neinteresant. Auzi la el, o să fie neinteresant. Bă, agent Chapo, tu în fiecare zi te bați cu criminal în serie, te împuști, îi urmărești, alo, cum adică o să fie neinteresant? Nu trageți în ea, boys. Nu? Adică să nu omoare, că până la urmă e un copil și ea, băi, ok. Ok, e o criminală în serie, deci practic ar trebui, da. Nu știu, eu acum vorbești cu agent John, nu, eu nu mă bag aici. Deci, fraților, ăștia sunt agenții secreți. Acum urmează să mergem la următoarea cunoștință al lui agentul John, care cică o să ne dea, stai că am uitat ce zice aici, o să ne dea, o să ne facă rost de o mașină specială pentru transportarea prizonierilor. Auzi la ei. Ho-ho, băieți și fete, uitați-vă unde tocmai am ajuns. Efectiv, ne-am întâlnit pe autostradă cu băiatul ăsta pe nume Bujor și uitați-vă ce mașină mișto ne-a adus. Deci, bă, asta pe bune e o mașină de transportare a prizonierilor. Uitați-vă, boys, că înăuntru are locuri speciale, bro. Mamă, uitați-vă, bro, cât de tare. Băi, cea mai tare chestie, efectiv, agentul John, ăsta-i tovarășul tău. Vine prezint pe Bujor și până mi că asta este ultimul om implicat în această operațiune. El o să stea pitit undeva cu mașina de transportat prizonieri și când am pus mâna pe criminală, el o să vină cu mașina și direct la închisoare o să meargă. Ok, ok, tu agente bine aici, pregătit, frățioro. Ok, hai să ne credim că mai avem câteva ore, Doamne ajută să fie totul bine. Hai să-l cunosc și eu pe Bujor ăsta. Salut, bă, Bujor, care e treaba cu tine? Vă salut, am aflat locația de la agent John, ne vedem acolo la miezul nopții. Haide să-i prindem pe răufăcători. Am înțeles, boys, deci acum o să mă duc cu băieții noi, cu băieții noștri la bază. O să ne pregătim și ne vedem diseară când trebuie să facem chestia, când trebuie să mergem acolo și să o prindem pe criminala aia de iubită de-a mea.
Băieți și fete, în momentul de față ne aflăm în fața mall-ului. Este miezul nopții și acum este momentul în care urmează să o prindă pe criminală. Toată lumea este pe poziție, după cum puteți vedea. Eu sunt aici, am boschit, ești alături de agentul Chun și de agentul FBI. Și acolo, boys, lângă mașina aia se află agentul Pablo și agentul Chapo. Și acolo, boys, în spate de tot, hai să vedem acolo în spate, este mașina de prizoniere cu bujor. Deci, efectiv, toată lumea este pe poziție. Asta este pe bună operațiune FBI. E foarte, foarte mișto. Însă fiți atenți că agentul FBI mi-a dat chestia asta super, super ciudată. Mi-a dat chestul ăsta. În fine, agentul John, tu frățiorul, care-i treaba? Ia zi, ia spune și nouă. Marius, acum este momentul. M-am uitat pe camerele de supraveghere din jur și au ajuns. Sunt înăuntru, iar Andra este armată. Stai foarte mare grijă. Am înțeles, boys. Hopa. Andra are un pistol. Dar care-i treaba chestia asta? Gol și acte. Agentul FBI, de ce mi-ai dat chestia asta? Marius, în acest chest ai aurul și licența. Să fii cu ochii pe ea, neapărat să iei acest chest cu ea. Hopa. Deci în chestul ăsta, boy, se află aurul și toate chestiile alea. Bun. Ok. Ok, ok. Stați puțin, băi, stați puțin că sunt puțin panicat așa să mă duc acolo. Ok, ok. Hai să mergem. Hai să mergem. Let's go. Ok. Deci am pistolul ăsta. Bang. O să încerc să nu trag cu el sau ceva de genul. Haideți să mergem, boys, în parcare. Să vedem dacă Andra s-a ținut de promisiune și a adus-o pe profesoara, pe profesoara Ardeleanu. Hai să vedem care-i treaba, let's go. Bang, 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 hai să mergem, boys. Momentan nu văd pe nimeni. Boys, sper să nu fie vreo farsă sau ceva de genul. Momentan nu văd pe nimeni. Boys, nu e nimeni aici. Ba da! Boys, ba da! Uitați-o pe Andra cu profesoara Ardeleanu și cu hackerul. Ok, acum este momentul, boys, acum este momentul, ok. Bun, bun, bun. Hai să nu facem vreo mișcare bruscă. Ok. Te salut, Andra. Am adus ceea ce vrei tu aici. Aici am aur în valoare de $1,000,000. Am făcut rost, am sunat la FBI, au vorbit cu băieții și ți-au făcut rost. Acum trebuie să-mi dai pe profesoara Ardeleanu. Salut, dragule, nu stăm la discuții. Vreau să văd banii. După poți merge la hacker să-ți iei draga profesoară. Ok, păi, uite banii aici. De fapt o să-i dau lui hacker banii, că el e mai inteligent. Hacker, frățiorul, ia de aici banii. E totul bine, uite-te la ei. Hai să vedem. Ok, puștule, aurul și actele sunt în regulă. Acum încet, încet o iei pe profesoară și ieșiți afară. Dacă miroși ceva necura, o împuși direct în cap. Doamna Ardeleanu, sunt foarte speriat, doamna Ardeleanu, veniți cu mine. Deci veniți cu mine, o să încerc să ne mișcăm foarte, foarte încet. Haideți, veniți cu mine. Încet, încet, încetișor, încetișor. Să nu cumva să facă vreo mișcare bruscă sau ceva. Haideți, încetișor, încetișor. Ok, ok, boi, să vedeți că hackerul cu Andra nu prea au mai nicio treabă. Haideți, încetișor, încetișor. Deci o să ieșim din parcarea asta subterană și ei, boys, ok. Deci cred că ne-am îndepărtat destul de mult, suntem în siguranță. Însă acum apare a doua parte a planului. Ei trebuie neapărat să ia aurul ăla cu ei ca să fie urmăriți după. Cred că o să iasă prin spate. În fine, hai, profesor Ardeleanu, să mergem cât mai rapid la polițiști. Hai să mergem. Bun, fraților, sunt din nou un boschet alături de băieții de la FBI. Însă de data aceasta este și profesoara Ardeleanu cu noi. Și fiți atenți, boys, toată lumea a plecat de pe poziție. A plecat și Andra și cu hackerul. După cum puteți vedea, mașina nu mai este aici, al agent Pablo și agent Chapo. Și totodată nici pe acea mașină de transportat de prizonieri cu bujor și a plecat. Deci băieții au plecat direct în urmărire. Sper să fie totul bine și să-i prindă. Acum hai să vedem ce are de spus profesor Ardeleanu, ce are de spus agentul John și toți băieții. Profesor Ardeleanu, cum vă simțiți? Sunteți bine? Sunteți ok? Doamne, vă mulțumesc enorm. Ei conduc o mașină roșie dacă vă ajută. Auzi, agent John, conduc o mașină roșie. Mulțumim, dar deja am aflat. Deja au plecat cele două mașini, sunt pe autostradă împreună cu ei. Mamă, deci sunt în urmărire. Ok, deci au mușcat momeala. Hai să mergem rapid acolo, e momentul să-i prindem. Mergem? Nu mai avem timp, haideți să mergem. Hai toată lumea la mașină să mergem pe autostradă. Frași și surori, tocmai ce am ajuns pe autostradă și uitați-vă ce am găsit aici. Andra împreună cu hackerul au fost arestați de către polițiști și totul este bine. Efectiv, boys, profesoara Ardeleanu a fost dusă acasă împreună cu agentul FBI și am rămas doar eu cu agentul John. Andra, ia spune ce ai de spus acum, băi, criminalul, auzi la tine. Nu rămâne așa, Marius, nu rămâne așa. A fost prinsă, fraților. Tu, domnule hacker, crede-mă că nu știi cu cine te-ai pus, Marius, treaba ta. Da, 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 nu știu cu cine m-am pus. Eu zic că m-am pus cu niște băieți care urmează să meargă la închisoare. Hopa, ia uite că frățiorul Bujor are mașina pregătită special pentru voi să intrați aici și să vă duceți către închisoare. Domnule agent John, acum lăsând gluma la o parte sau ceva de genul, a fost o onoare să colaborez cu dumneavoastră și uitați-vă că în
sfârșit am reușit. Am prins criminala și acum orașul este puțin mai sigur. Marius, a fost o plăcere să lucrez cu tine. Oficial, străzile orașului o să fie mai libere, pentru că acești doi nebuni vor fi închiși după gratii mult timp. Felicitări, felicitări și mie, felicitări și ție. Frați și surori, aici s-a terminat primul sezon din Minecraft Tabăra de Vară. Însă stați liniștiți, boys, că poi mâine, adică pe data de, stați puțin, 23 iunie, joia, începe sezonul 2. Am văzut că v-a plăcut foarte mult această serie și datorită faptului că avem susținere, o să facem și sezonul 2, boys. Și în cazul în care mă întrebați de Minecraft Viața la Școală, băieți și fete, vă mai repet o dată, Minecraft Viața la Școală o să apară în septembrie, boys. În septembrie, când începe școala. Mulțumesc foarte mult susținere și nu uitați, boys, joi dimineața apare sezonul 2. Vă mulțumesc foarte mult că v-a făcut sezonul 1 și sper să ne vedem cu bine la următoarele episoade. V-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!